Bună seara, prieteni! Sper că suntem live și că ne auziți cu toții, că sunteți aici alături de noi în direct la noul nostru format de divertisment tehnico-tactic, la joacă, așa l-am intitulat, pentru că, după cum vă puteți da seama încă din titlu, este vorba despre faptul că noi aici ne jucăm. Astăzi ne jucăm ce ne pricepe mai bine, sau mă rog, ce se pricep băieții ăștia pe care i-am invitat mai bine decât mă pricep eu de 1000 de ori. Două mari sugestii le-am luat în calcul din partea voastră în momentul în care am decis să facem acest format. Unu, faptul că v-ați dorit să facem mai des live-uri după ce am făcut live-ul cu Cătălin Striblea din urmă cu 2 săptămâni de pe tema războiului din Ucraina și ați spus că v-a plăcut foarte mult interacțiunea asta live cu voi, care putem să și discutăm, să vă răspundem live mesajelor din chat pe care le așteptăm în număr cât mai mare și pentru care vă mulțumim deja că ele sunt atât de multe. Și a doua sugestie, faptul că i-ați vrut la un loc pe frații Viziru, pe Augustin și pe Lucian Viziru. Așadar, Augustin Viziru pentru a treia oară pe canalul acesta de YouTube, iar în premieră pe acest canal și în premieră în această sufragerie, doamnelor și domnilor, Lucian Viziru. Aplauze, doamnelor și domnilor. Salut, Lucian, ce plin de viață ai început, așa ești. Thank you very much. Nu pot să încep mai sus decât tine, îți dai seama. Păi nu, tu poți să și începi să și termini mai sus decât mine, pentru că na, ai și diferența de vârstă, și de carieră, și de experiență, și de nume, și de tot. Ești dar, un drăguț, ești un drăguț, mulțumesc frumos. Dincolo de asta, cred că sigur ai să termini mai sus decât mine, pentru că am scos arma serii, și anume controlerele de PS5. Mulțumim sponsorului nostru Ruslan, care ne-a adus aici PS5, un cumătru de-a lui Augustin. Și mulțumim sponsorului nostru EA Sports, pentru că a făcut jocul FIFA, că de dat nu ni l-a dat, l-am cumpărat noi. O să jucăm FIFA 2022, stimați prieteni, primul meci al serii, prima confruntare eu cu domnul Lucian Viziru, după care va urma confruntarea fraților Augustin Viziru versus Lucian Viziru. Și bineînțeles vor mai intra în scenă alți actori foarte cunoscuți ai Teatrului Viselor de aici din sufragerie de la Piața Domenii. Este vorba despre domnul Măciucă, așa cum îi se spune în buletin Karim, și despre Bogdan Medvedi, dacă ajunge, că nu știm. El, noi am spus că la 10 trebuia să spunem că e pe la 4 după amiaza începe live-ul ăsta care să ajungă, și chiar și domnul Nencione la un moment dat, care îmi făcea sens să nu cumva să uit de el, ca și cum aș fi putut uita vreodată aici. Așadar, vom avea foarte multe surprize pentru voi. Eu vă spun pe acum, sunt mega bananier la acest joc, comparativ cu oamenii ăștia, de ei chiar știu ce fac, știu ce se joacă, deci prima dată o să vedeți cum Lucian o să mă spulbere, după care o să vedeți niște confruntări mai echilibrate. Nu, stai, să nu exagerăm. Adică am jucat. Prima dată când am jucat FIFA a fost 97. Am început cu FIFA 97, în ce an ești născut? 96. Ok. Deci pe vremea când tu aveai un an, eu jucam FIFA, ce-i drept. La tăierea moțului. Dar n-am mai jucat nici eu de multă vreme. Sper să fie un meci frumos și, cum se spune așa, politically corect, cel mai bun să învingă. Da, adică e clar că tu vei învinge, dar hai să ne distrăm, hai să ne jucăm. Sau mă rog, poate o să joc așa, o să am o... Bună seara, domnul Bughi. O să am o tactică de asta. A venit Bogdan Medvedi, doamnelor și domnilor. În curând o să-l vedeți și pe dumnealui. Facem la pariu ceva? Pe ei să pareze, să pareze în chat. Cine crede... flotări și de-astea. Deci cine crede că o să câștige Lucian Viziru... Dacă voi câștiga eu, va trebui să dea 10 comentarii cu numele meu. Dacă va câștiga, în schimb, dacă va câștiga Lucian, trebuie să dea 10 comentarii cu numele lui Lucian. Și așa mai departe. Deci e destul de simplu algoritmul. Stai, mă, păi numai tu câștigi în situația asta la parios? Păi cum adică, nu? Dacă eu voi câștiga, așa, toată lumea trebuie să dea 10 comentarii, adică oamenii care au mizat pe Lucian, da, dau 10 comentarii cu numele meu. A, ok, și dacă va câștiga Lucian, oamenii care au mizat pe mine dau 10 comentarii cu numele lui Lucian. Bueno. Deci despre asta e vorba. Haide, tata, mă. Hai să vedem. Prima confruntare a serii, să vedem ce alegem. Eu vreau să joc cu Dunărea Galactică, dacă se poate. Ok. Dă-i un X acolo. Un X.
Aveam în comentarii foarte multe sugestii să jucăm chiar Manchester United cu Atletico Madrid, meciul care se desfășoară la ora asta. Vrei să facem asta? Eu aș băga niște echipe de astea de tot rahatul, adică cele mai proaste echipe. Nu, dar vrei să mă faultezi complet în cazul ăsta. De ce nu? Eu jucam la un moment dat, era cea mai proastă echipă, era una din Scoția pe vremuri când eu eram încă activ ca jucător de FIFA. Ok. Joaheda. Hai totuși să jucăm cu niște echipe mai cunoscute, nu vrei? Da. Tu ce crezi că... Pe mine cel puțin s-ar putea să mă ajute. Eu nu cred că ne ajută. Ok, facem cum vrei tu. Ia să vedem. În FIFA 22 Bayern are Allianz Arena sau are un stadion de ăsta caca? Are Allianz Arena? Ești sigur? Hai, e normal. Uite, nu ești sigur. Haide, FCSB. Da, uite, super. Mă joc cu FCSB. Tu vorbești serios? Da. Bine, atunci reedităm duelul din toamna anului 2006 de pe Bernabeu. Numai că nu o să fii cu Bănel și cu ăștia. Vezi, trebuie să-ți alegi cu cine dai autogol, că eu o să joc cu Real. Am înțeles. Dar da. Poți vorbești puțin mai tare? Să vorbesc mai tare? Hai să vorbim mai tare! Da. Să vorbim puțin da, mai tare. Să nu fie nici prea da, tare. Zice lumea aici, Lucian nu prea se aude. De ce nu mă aud, frate? Dacă aveți să ne dați provocări acolo pentru pierzători în secțiunea de comentarii, le așteptăm cu toții. Dacă aveți sugestii de echipe pe care să le alegem pentru meciurile viitoare, vă așteptăm acolo alături de noi. Hai să vedem, dă-și tu un ready la asta. Ia uite bă, ce sunetist avem aici, aici. La show-ul ăsta a nostru de marți seara. Avem sunetist adevărat. Ia vezi acum, ia zi ceva. 2-10. Suntem bine. Vezi cum se întoarce roata? Azi furi la valiere de la filmări, mâine le pui lui frate tu. Băi, eu nu vreau să joc cu Tănase. Să-l pun pe ăsta în locul lui Bane. N-am nimic personal cu băiatul, dar eu nu vreau să joc cu Tănase. Nu-mi place de ce nu-ți stilul place? Lui. Eu, nu știu, e... Nu ți se pare că e un fotbalist de top, așa, de clasă mondială? Da, ar merge să joace așa pe la, nu știu, Juventus Colentina, poate, sau ceva de genul ăsta, din punctul meu de vedere. Da. A întârzi jocul mult, așa o întoarce pe toate părțile, până când dă el și din când în când mai dă. În fine. Eu cred că ești puțin răutăcios, că Tănase este perla campionatului românesc, alături de Tavi Popescu. Nu știu, am văzut și-o fotbalist la viața mea. Ah, ok, gata. Am înțeles da, subtilitatea. Băi, pe Coman să nu-l bagi, că nu mai are permis. Gata, mă, te-am băgat. Ia pe să vedem echipa, echipa FCSB-ului în poartă, domnul Vlad. Nu, îl scoatem și pe ăsta. Îl scoți? Dar ăsta ce ți-a mai făcut? Păi a comis acum vreo două meciuri. Nu mai știu în ce meci. Am văzut ceva pe net, că nu m-am uitat la meciul cu pricina. Dar îl băgăm pe cine? Ce portare? Unde-i? Uite, Straton acolo. Ternovanu, mă, da. 64 overall. Așa, gata. În rest n-am nimic cu nimeni. Mi-ar fi plăcut să-l văd pe ăla micu, cum îl cheamă ăla micu. Care ăla micu? Toți sunt mici. Atacantul, cum îl cheamă, frate? Stângaciu, Cheșerui. Păi, dar nu mai gata, că nu mai este în lot. Păi l-au scos bine. Și de pe FIFA. L-au scos, cred că, și din FIFA, tot. Ce, l-a scos Gigi din FIFA? O sunat Gigi la EA Sports. Vedeți că pe Cheșerul nu-l mai am. Scoateți-l din jocul ăla! Gata. Satanistul ăla de joc! Că joacă ea mai mult pe consolă decât joacă în teren. Boss, ce dau acum? Dăm back. Back? Gata, da. Gata. Așa, și putem să... Stai așa, să-i dau un game settings. Avem 4 minute ca să nu jucăm o 7 milioane de ani. Avem, perfect. Play match. Putem începe. Gata, tati. Pe Bernabeu. Uite, Radu Țibulcă... A, stai, măciucă. Radu Țibulcă întreabă pe live. Mai are delay la voi? Sperăm să n-aibă delay, sperăm să fie calitate foarte bună, să fie toată treaba senzațională aici pe live-ul nostru. Ia uite, domne, ce atmosferă pe Santiago Bernabeu, s-au scos restricțiile, toată lumea fără mască. Văleu, cât audiența pentru marele duel cu FCSB, a venit toată comunitatea diasporeană din Spania. Dar unde sunt FCSB-știi, că nu-i văd? Să o leacă în spate, că nu a avut bilet. Bă, ce urât. Adică vrei să-mi spui că în Spania nu sunt FCSB-ști? Bă, da, dar țin minte când o juca Steaua cu Real Madrid, au avut undeva la vreo 15.000 de suporteri pe Bernabeu, dacă nu mă înșel. Era sper să nu fac vreo gafă, dar era toată comunitatea românească acolo. Era Steaua.
Intrăm acum tot în chestii politice. Ba, da, hai să nu dezbatem asta. Te rog din suflet că eu, deși nu sunt fan Gigi's, fan FCSB, că așa consider. Multe amănunte, le putem discuta într-un podcast dacă vrei. Da. Asta. Holtus, Kip. Deci și tu un X acolo. Așa, hai să vedem. Bine. Să dăm drumul la joacă. Începe FCSB-ul. Moruțan, păi uite, Moruțan mai e. Moruțan de ce mai e? Și pe cheșerul au Moruțan, scos. Pe Moruțan s-a gândit că cel mai probabil o să-l aduc înapoi de la Galatasaray și a zis să fii pregătiți din timp, știi, cu schimbarea. Vai, ce mardeală mi-au din prima, mă! Ovidiule, mâncare... Bă, spre deosebire de tine, Augustin, eu m-am anunțat de la început câți banane. Numai n-am venit ca tine aici, zic că bat pe toată lumea și să nu iau un punct. Ne-am de neamul lui Gigi n-a dat gol pe Bernabeu. O să-l vedeți pe domnul Augustin Viziru, el să știți că de 3 luni de când îl cunosc, tot ne spune cum are el niște băieți, Liga Campionilor la FIFA, îi bate pe toți, nu știi, când vine aici, ne desfințează. De vreo 3 zile de când joacă, nu prea, eu mai pierit zâmbetul. 3 zile? Ia mă, că am dat și un gol. Hai Luciane, pe el, tată, pe el! Nu știu că mama... Dar stai puțin, că eu n-am mai jucat de asta. Știe. Așa sunt glumele lui Augustin, el tot timpul zice, că nu, că era, nu e, jocul nu e bun, lumina la televizor, tot găsești câte-o de asta. Hai Vinicius, tată! Vai, ce, deci sunt super banane la jocul ăsta, dar hai, lasă. Hai. Eu v-am zis că e o seară de divertisment, nu-i de gaming. Pentru tine. Uite, ăștia fac încălzire aici. Să nu faci ruptură. Să nu faci ruptură mădulară. Aoleo, mama mea. Ia să vedem. Aoleo, Modric. Ce pas am dat. Ia. Pa. Nu știu, mă, nimic. Hai, băieții mei, hai. Încercăm de aici, că oricum nu ajungeam mai sus de atâta. Eu te vedeți, de când am început să joc bine lumea aici, cu mine, pe live. Ia să vedem cine mă vrea să mă încurajeze acolo în secțiunea de comentarii. Carlo. Ia. Eu și așa, să știți că e mai bine să empatizați cu oamenii mai slabi și să țineți cu ei. Ia, pac! Da, superb. Nice shot. Not a bad shot, my friend. Nu a fost vântul, nu a bătut din direcția potrivită. Da, nici nu știe Benzema. Nici nu știe el cu capul, dar... L-ați văzut ăștia microbiști. Este timp să-l mai învățăm. Adică nu e ca Tănase sau ca da, ăsta. Da, sau ca ăsta. Benzema nu e fotbalism în cap, aș n-a suflut. Nici ăla nu știe cu capul. Este, dar nu e seara nu... asta, nu-i meciul lui. Da, Hendrick, i-a scos pe aia din Champions League, nu e fotbal. A fost faul la portarea. Mai spune lui Bughi, când începi să joci cu el, atunci se aduce aminte de seara de săptămâna trecută. Ia. Ia-l. No, că joc nemțești, ia-te aici, Lucian Bănatu. Și-a jucat tenis în Germania, nu fotbal ca Toni Kroos. Doar dacă am fost Schamboberi în Germania, nici la fotbal, nici la tenis, la nimica. Dar cine e încruntatul ăsta? Da. Nu e. Tu de unde ești, Augustin? Ce Croitor, mă, de unde e Croitor? El a dat la buleală. Doamnelor și domnilor, nu uitați că după acest beșit de meci, după această pârlită înfruntare în care Augustin, ăsta Lucian Viziru n-are cu cine se lupta, urmează înfruntarea titanilor între frații Viziru pe puncte și pe bani totodată. Lucian a promis că va stinge toate datoriile lui Augustin și Augustin toate datoriile lui Lucian în funcție de cine câștigă! Wow, ce frumoasă apărare! Sper că nu am spart urechile urmăritorilor noștri și nici al domnul Nencione, care se ocupă de transmisia, de regia de transmisie, doamnelor și domnilor, în această seară pe Bernabeu, absolut senzațional, FCSB-ul rezistă în fața perlei coroanei spaniole, Real Madrid, doamnelor și domnilor, iată speranța fotbalului românesc, Octavian Popescu către Coman, incredibilă ratare, aproape că am fi putut vorbi de 2-0 în acest minut 30 și 49 de secunde. Dacă era Tănase? Dacă ar fi fost Tănase aici, cel mai probabil ratarea ar fi fost altfel. Haideți să vedem o nouă șansă în ofensivă pentru echipa roșu-albastră. Tremură stadionul Santiago Bernabeu atunci când flăcăii lui Gigi Becali se apropie. Cine dracu mai este antrenor la Steaua? Ca să știu și eu cum Toni Petrea, băi. Toni Petrea, ok.
Am încercat și un soi de iată, Vinicius, replica madrilenilor. Nu se lasă mai prejos. Se pare că viteza lui Vinicius compensează cu lipsa de abilități ale lui Radu Țibulcă și reușește să pătrundă în apărarea lui Lucian Viziru. Gaz pe foc acolo în careul lui Lucian, doamnelor și domnilor. Dar se pare că rezistă defensiva FCSB-istă. Moruțan proaspăt întors din vacanța din Turcia. Iată! Ce șansă! Ce șansă a avut un jucător de la FCSB, pentru că nici noi comentatorii nu-i mai știm care sunt. Da, o seară deosebită aici, doamnelor și domnilor, pe Santiago Bernabeu. Nu știu la ce meciuri vă uitați voi în Champions League, dar asta este Liga Campionilor de astăzi. Dintr-un univers paralel, Casemiro, cum zicea Cătălin Oprișan, Casemiro, Barileto Cosmico, doamnelor și domnilor, Daniel Carvajal către Toni Kroos. Ăsta, pardon, Benzema, acum e Kroos, șut și gol! Nu, Igor, să nu mai țip, gata, iertați, m-a luat valul, că am avut și eu două, trei momente bune, m-a luat capul, iertați-mă. Da, doamnelor și domnilor, dacă rămâneți cu noi... Să mai vorbiți despre fotbal. Ce zice lumea? Să mai vorbiți despre fotbal. Păi să mai vorbească Lucian, că părerea mea o știe toată lumea. Zi, Lucian, ce părere ai? Uite, Dario Solaru, cum ți se pare jucătorul ăsta? Îmi place de el, băiat. Și-a spart capul aseară, săracul. Dar de ce ai urmărit? Aseară m-am uitat la Steaua cu... Scuze, nu știu. FCSB cu... Să-ți ierte Dumnezeu și Gigi Becali, da. Zis așa. Cu voluntari, nu. Cu Farul, așa. M-am uitat aseară la meci. Ai confundat Farul cu voluntarul? Un pic, sunt pe acolo. Cum să fii pe acolo, măi? Păi voluntari echipul sătească și Farul e echipul din oraș mare, singurul port românesc la Marea Neagră. E în clasament, zic. Vezi că ți-e gol. Bă, e posibil. Foarte posibil. Păi despre asta e vorba în fotbal, nu? Da, pe goluri se joacă. Se explice cineva și la Augustin, că el și când pierde zice, da, ai văzut că eu am jucat mai frumos ca tine. Opa. Doamnelor și domnilor. Cine a dat-o? Puteți uita, un jucător de la FCSB. Florine de tată. Știe-mi de ce-l bag pe Florine. Mă întreabă cineva ce e ăla Cox. Cox? Bă, să știi că eu sunt un DJ, chiar l-am văzut la Saga Festival, Carl Cox, așa îl cheamă, fratele lui Karl Lagerfeld. Probabil, nu știu. Eu n-am treabă, măi, cu de-astea, eu sunt natural idiot, nu mai trebuie și stupefiante de-astea, stupefacții. Am crezut că se scrie K-O-K-K-P-A-S-A. Asta e bună. Frații Vizierul sunt top la FIFA, să înțeleg. Bă, da... Să-l vedeți pe Augustin. Dă-i rezume. Da, să-l vedeți pe Augustin. Trebuie să joc. Da, să-l vedeți pe Augustin cu măciucă. Că altfel n-am nicio șansă. Iar îmi iau vreo 5-6. Ia să vedem. Casemiro, Modric, poate facem o remontadă, ia să mă dau pe ultra-attacking. Dacă se dă gol, să ne spune și nouă, băieții. Dacă se uite cineva în paralel la... Cu United, exact. Nu? De alta, dar m-aș fi uitat, dar mă bucur mai tare că joc cu tine în momentul ăsta. Nu, e mai frumos, practic. Da. Adică s-ar putea ca acolo să fie egalitate. Aici, sigur, cineva câștigă. Adică tu. Nu se știe niciodată. 2-0 e cel mai periculos scor. Așa este, într-adevăr. Acum, orice se poate întâmpla. Eu s-ar putea să mă relaxez, tu să ai un fel de revenire, așa. Am văzut meciul de la Constanța, România-Franța, gol Dorin Goian și-a mai dat cineva, dar nu mai țin minte cine. Ia ce centrare beșită. Acolo trebuie să mă lupt, aleacă. Pac, Carvajal. Sau cum îi zice Bughi, Cașcaval. Nice. Hai, ce mi-ai citit-o pe asta? Am citit-o, bă, dracu, de unde până unde s-a. Ia, am avut noroc că ai dat în mine. Ia să fac un fault, că parcă am prea mulți jucători. Stai, mă, că l-am aici. La VAR, chiar s-o văd, adică... Băi, nene, dar ăsta e de roșu direct. Băi, am vrut să-l scot, dar dacă nu a vrut să iasă, aia e. Augustin e unul dintre cei mai mari actori, pentru că transmite emoții când joacă și ne aduce bucurii. Da, dar din păcate nu l-a ajutat asta la FIFA. El tot actor a venit și la FIFA, a jucat că e cel mai bun, dar nu a fost.
Aici? Cine e ce în bucătărie? Cel mai bun de aici, din încăpere? Hai să vezi, o să fie o înfruntare a titanilor între Bughi și domnul Măciucă. Nu vreau să... Mi-e și frică. Deci eu acum am un galben la Casemiru, da? Da, că le iau și eu pe asta. Ia, c'est entré, s'il vous plaît, mon routine, pac, hai, hai, măcar așa, un atac să am și eu la meciul ăsta. Cum i-a zis, zis măciucul lui Augustin, i-a zis că auzi, Augustin, dar să nu-l bați așa tare pe Neculai, Neculai fiind eu. Deci să nu-l bați așa tare pe Neculai, să-l mai lași o leacă, să nu pară chiar ultimul păpălău. Și i-a zis că, boss, dar pe cine-i păcălim? Adică, de ce am vrea să facem asta? Așa, ia să vedem. Pac, pac. Ce mai zice lumea în comentarii? Că nu pot să fiu atent și să iau bătaie și să mai citesc și comentarii. Mă, puncte, puncte de astea. Pentru cine? Pentru mine, nu? Pentru mine, probabil. Așa au zis? Îmi place meciul ăsta. Ați ales niște echipe la fel de bune. Da, uite, comentariul ăsta. Augustin își arată adevărata valoare dacă jucați pe pariu. Știe el ce-i. Tu mai joci aseară asta? nu zic nimic. Vedem, vorbim la masa verde. Ia să încercăm acum. Doamne, ce centrare obosită. Nici dacă voiam acum să-mi iau gol, nu îți ieșea faza asta. Hai că încerc acum, ia. Ia uite-mă. Ce caută Alaba în atac? E jucător ofensiv. A, da, m-am dat eu pe ultra din când în când. În curând o să iasă și portarul de la stadion în atac și tot nu dau niciun gol. Mai fă și tu o schimbare, Luciane, zice Crețu 97. Ce să fac? Să-mi schimb tricou cu Tiburcă, ce să fac? Cătălin Oprișan, comentator, are și cea mai frumoasă seară, vreau drepturi pe idee. Dacă tu păi, citești. La comentariile, tu dai gol. Da, acum m-am prins. Cătălin Oprișan are podcastul lui Vreau să știu, vă recomandăm să-l urmăriți. Nu cred că îl mai prindem pe la alte podcasturi. Gata, au făcut suficiente vizualizări pentru alții. Acum e pe tarlaua lui, băiatul. Bine, are podcastul lui, dar din câte am observat în cele două episoade, tot ca și cum ar fi invitat, deci e ok. Vă recomandăm să urmăriți cu drag. Am văzut pe Augustin la IDM la biliard acum câțiva ani. Le ascundea bila buntare. Ce înseamnă că le ascundea bila? În sensul în care juca foarte bine. A, am crezut că fura. Pleca cu bila acasă. Vai, Doamne, ce upside am făcut acolo. Upside, se spune. La final faceți schimb de tricouri, de chiloți. Exact. Dacă ne strângem 500 pe live până la finalul partidei dintre mine și Lucian, suntem în minut 82. E, în cazul ăsta poți să ți schimb singur. Și trebuie să mă credeți pe cuvânt că i-am schimbat. Dacă nu strângem 500, dacă strângem 500, da. Facem schimb de chiloți. Foarte prost. Foarte prost. Ce, da, eu luat acolo. Sau cum ai jucat acolo? Mă uite pe la liber acolo, de cine păi, ai dat. Faptul că m-am luat doar 2-0, să știi că-s bucuros. Adică pentru mine e o împlinire. Minut 86, s-au mai văzut minuni. Șut. E, care șut? Că am apăsat triunghi ca prostul. Eu oricum o secundă. Gol! Am dat și eu un gol, frate, ești nebun? Nu speram asta. Am zburat la valiera. M-ai lăsat Lucian? Nu. Acum, dar n-ai fi și tu nebun să recunoști. Cum să te las? Ia. Am încercat să dau în ea, n-am putut. Că era bun, cum la fotbal se zice că le ascundea mingea. Am înțeles. Hai ăsta să bucură de parcă o da gol la final la Champions League, nu cu descălțați ăștia de FCSB. Ești nebun la cap. Ia, dă să mai fac eu un fault, că văd că prea mulți jucători am pe teren. Și să termină meciul. Păi trebuie să le dau primul din frângerii. Urmează, frații, vizirul acum. Doamnelor și domnilor, ați văzut antrenamentul lui Lucian pentru adevăratul său oponent din această seară. În aplauzele Gigi. Dumneavoastră, felicitări, Lucian. Mulțumesc frumos. Și stați să-mi scot la valiera ca să o pot pasa mai departe. Am crezut că... La 1000 de oameni pe live o să avem buget pentru mai multe lavaliere, așadar strângeți-vă acolo dacă doriți să vedeți calitate mai bună. Da? Iată și momentul în care pe această canapea intră nimeni altul decât cel mai urmărit jucător de FIFA și actor care a fost la vreun podcast în sud-estul Europei. Doamnelor și domnilor,
fratele mai mic al lui Lucian, ce Augustin Viziru, pe care nu-l vedeți pe nicio cameră, că s-a poziționat fix între el. Dă-l mai pe Augustin pe o cameră. Sunt la aia. Dă-te-mi, vină mai și el acum stă în picioare. Ia la valiera. Take it, please. Stai, tu iau ce zici. Doamnelor și domnilor, urmează confruntarea fraților Viziru aici pe live-ul nostru în seara noastră de FIFA. Radu, ai fost vreodată la Pașcani? Normal că am fost la Pașcani, că ție și anul, că am trecut prin Pașcani de câte ori. Vă las în continuare, doamnelor și domnilor, cu această confruntare a titanilor. Pe ce cameră mă văd și eu? Care-i generalul? Asta de aici? Gata. Crezi că poți să ne comentezi meciul, că îmi place cum comentezi. Vrei să dar n-am microfon, n-am la valier. Păi vii și stai aici lângă mine. Nu mergi. Nu merge, nu. Nu, jucă. Lasă-mă că te înjuri eu. Stai, ce faci, mă? Liniștit. Stai acolo. Ah, bine, dă-te că stau ca să nu vă bateți. Așa. Așa. Păi stau aici ca să așa, nu. Așa, așa, mă. Să nu există. Dacă probleme. Vezi că un bătrân, bă, ce fac, bă, n-am. Radu, nu, alegeți echipele cu ochii închiși. Să vezi acum El Clasico Viziro. Chat, hai cu like-uri, că pune cușcă. Cum adică pune cușcă? Asta ce mai înseamnă? I don't know. Băi, ăsta, stai, ieși din joc. Domnul ăsta pentru tine. Așa. Dă-i ready. Jucăm oameni buni, vreți să jucăm Atletico cu... Nu, să ne spună ei cu ce echipe să jucăm. Uite, să zic. Da, hai repede, chat, în secțiunea de comentarii. Mai întâi de toate, cu cine vreți să joace Lucian Viziru, repede, în secțiunea de comentarii, echipa pe care vreți să o aleagă Lucian Viziru în acest meci contra lui Augustin. Haide să vedem. Hai, vedem de două ori. E live, nu e preînregistrat. E live, live. Dragă Vintrego. Vintrego. Hai să vedem în chat despre cine. Nu blochez, mă, niciun chat, sunteți nebuni. Te auzi bine când stai acolo, te zice cineva. El Clasico. Fratele Augustin seamănă cu Ionuț Rada, jucător de fotbal. Păi el e. După ce s-a lăsat de actorină, ați văzut că a jucat pe Europa League. Diferență de vreo 20 de centimetri între mine și el. Ți-am stricat gluma, nu ai vrut să o zici tu. Un compliment. Crezi că eu nu știu, fraiere. Deci, hai să vezi ce să fac acum. Fii atent, avem așa, Dinamo Astra, Augustin cu PSG, Barça pentru Lucian United, Barcelona, Liverpool, Barça, Faru, Man United, Atletico Madrid să fie live cu UCL. Lucian cu Bayern, Barça, Liverpool, Barcelona, PSG, Liverpool, Dinamo Astra, de foarte multe ori, așa Liverpool, că... PSG, Barça, PSG, Liverpool, Rapid, Dinamo, Liverpool, Barça. Cătătăt. Eu îți citesc aici. Tu ce ți-ai ales? PSG, dacă au... Prost ai ales. Tu n-ai văzut ce-o pățit săptămâna trecută. De ce joci, mă, cu PSG? Dacă așa a spus primul coment, să joc cu PSG. Nu, hai că mai facem o tentativă. Fii atent aici. Cu cine vreți să joace Augustin Viziru, toată lumea în comentarii, echipa pe care vreți să o aleagă Augustin în condițiile în care Lucian va alege dintre Liverpool, Barcelona și alte echipe care mai sunt în joc. După ce că joci în fiecare zi. Ai început deja. Asta a fost primul semn de... Echipa preferată. Asta a fost primul semn de slăbiciune. Liverpool. Liver. Ca să fie echipele actualizate, trebuie să selectezi life form atunci când le bagi. Păi nu este life form? A, nu, e life form off. Da, ia selectează life form. Ce? Să fac? Apasă pe triunghi, nu? You need an active profile to be able to access live-ul viitor. Life-ul viitor. Deci, până la urmă, ai zis să iau Liverpool, da? Și ăsta și-a luat... Chelsea, uite, mai zice cineva. Barcelona. Liverpool, PSG, Rapid, Bayern, Liverpool, Real, Liverpool, Real, Rapid. Liverpool, gata, hai. Așa, hai să vedem. Confruntarea titanilor, doamnelor și domnilor, în această seară, v-am să zic la podcastul Vinde o poveste din reflex, la, cum îi spune, la noul nostru format, la joacă, iată, autocarul lui Liverpool în acest moment sosește pe Anfield Road, Mohamed Salah și Sadio Mane, primii jucători care au coborât din autocarul lui Liverpool. Dar nu suntem pe Anfield aici, suntem, cred că, pe... suntem la Lisabona. Scuze-mă o secundă, joc bun. Doamnelor și domnilor, iată exemplu de fair play și... Nu, exemplu de fair play și că mă uit în oglindă, iertați-mă. Și exemplu de omenie, ați văzut cum se iubesc și se respectă doi frați competitivi, joc bun și du-te dracu. Practic, acestea sunt cuvintele ce ghidează această confruntare a titanilor, această întâlnire între grei. Iată cele două echipe ce se înfruntă. Să înceapă. Te-ai văzut la mic, erai tu?
Ce țâmpăoare. Avem și un pronostic. Crețul 97 ne spune în secțiunea de comentarii X pauză 1 final. Doamne, ce bătaie, practic mizează pe Lucian Viziru, adică pe Barcelona. Barcelona începe acest joc. Iată-l pe Eric. Eric, cine e Eric? Ce faci, mă, bați pasul pe loc? Eric, cine e Eric, Bughi? Eric Garcia. Așa. Ok. L-a angajat acum? Da. Ok. Henderson, doamnelor și domnilor, Augustin Viziru pe contră. Mohamed Salah. Mohamed Salah nu reușește dribblingul, îl blochează un jucător blaugrana. Iată-l pe Henderson pentru Mo Salah. Egipteanul pătrunde foarte bine, care reușitează și... Ui, domne, 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 ia uite cum a făcut și ăsta, băi. 70 de metri a fost. Băi, ia uite-te mai bine, 70 de metri. Băi, nebunule, bă, nebunule. Unde-i 70 de metri, băi, că a căzut pe bară, băi? Uite, a lovit-o pe aia în gură, săraca. Pauză de publicitate. Augustine, te ador și te respect. Să mă bată saxonii și să mă vândă sclav. Cum? Așa e un comentariu. Bravo, tovarăș, să fii sănătos. L-a dat Jivi. Ia uite-l, băi, băi, ăsta, băi, băi. Alexandru Racoviță, nepotul lui Emil Racoviță, comentează 1-0 pentru Barcelona. Centrare, dar zici că ești Vali Cretu. Opa, ușor că iarba audă. This was nice. Acum trebuie să admit că asta a fost frumos. Oi! Ce mă dinții pe porc de la de bagă cuțitul în tine. Doamnelor și domnilor, crezi presiune, moșule. Augustin, da. Nu vă speriați. Da. Vreți liniște? Duceți-vă la teatru. Aici e fotbal, tat. La fotbal se vorbește, la fotbal se țipă, la fotbal se jură. Mai la o bătaie, corect, păi da. Pe autostradă, două, trei flegme, tu. Păi eu zis aici cineva, X pauză 2, 1 final. Dar eu vă spun altceva, eu am realizat un lucru ăsta, își dă sufletul, ca să știți. Cine? Tu crezi că Lucian? Te mai întâmplă ce s-a întâmplat ultima dată, mă, nebunule? Stai așa că-ți rup frânele imediat, stai așa că-ți arăt eu pe unde se pișe chefalul. Zis cineva, pariez pe 500 de lei că câștigă Augustin. Chefalul? Unde se pișe chefalul? Deci că chefalul e un pește, nu? Așa cred. Dar nu fie altceva. Un pește din Doroban, probabil. Să zic că și el caracat, ți-am putea să zic. Vai, dar cum e Griezmann la Barcelona, frate? Ce echipe sunt astea? Zici că e tricou pe care mi l-a dus tata de la Camp Nou. Numai cheșerul sărac. Da, ce alergi, îți dai sufletul cum joci, mâncați aici nasul tău. Ia uitați-vă, băi, dau. Dar tu de ce ai mai pus mâna acolo? Oricum ce centrare e aia, bă, băieți? Păi ca să înțelegi, bag de joc jocul, îi ajută tot timpul pe ea mai slab. Am înțeles. Înțelegi? Okay. Okay. Și atunci asta se întâmplă. Da, acum ca să pun puțin gaz pe foc, așa. Dacă mi-înțelegeți aluzia. Să pun puțin gaz pe foc pe inima de țigan. Nu, 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 nu. Vai, 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 iau-te, Augustin. Uite ce-a dat în ea de disperare. Vezi că s-ar putea ca ocaziile astea să răzbune, Augustin. Ia să vedem ce mai zice aici. Lucian, cum e Pit Palacu, întreabă cineva. Ha, e bun. X-Pause e bun. E bine Pit Palacu. E bine, e bine. Nu știu dacă stau bine aici. Bă, dar cum arată tata asta? Ție ți-a dat-o asta sau lui? Cum arată tata asta? Ți-a lui, dar am simțit-o așa în urechi. Doamne, joc cu copiii, Lucian la antrenament. Joc. Pauză 2 final. 2-0 pentru Augustin, zice capitanul Burci. Bravo, să ai dreptate. Joacă Augustin Ultimate Team? Întreabă Vlad. Joacă un pic. Nu-ți cunoaște. Joacă un pic. Lasă-mă că vezi tu imediat, stai că-ți arăt și ție imediat cum stau lucrurile. Stai așa, stai un pic. Stai că vezi și tu imediat. Ia să vedem. Op, 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 op. Ale... Ai! Unul la nimic. Hands! Tu nu râde că urmezi și tu imediat. Stai cu minte. Stai cu minte că și ție îți rog, frate. Uite ce zice Alex. Își bate joc de ocazie, Augustin. Ce? Nu așa mai bătă. Uite, unul la nimic acum. Cosmin spune așa, eu aș vrea să termin egal ca să nu se certe frații între ei. Nu mai ține vrăjeală. Gat. Luciane, joci pe la Pescariu? Întreabă Tom Devman. Și să joci la Pescariu? Au, au, au! Ce-am scăpat. Mă fac cu 600 de euro din pariurile astea pe Augustin. Să-mi dai și mie 100, băi. Nu joc la Pescariu. Vreau să domine Augustin tot meciul și pe final Lucian să aibă o șansă și un gol. E, uite că... Pă, pă,
are deja, am deja 1-0, ca da, să știi. Și tu te joci acolo în apărare când vezi că vine acolo... Sadio Mane, tu stai cu Piqué la discuții. Uitați-vă, fraților, ce pas a dat ăla. Ce s-a întâmplat? S-a terminat prima repriză aici, că am zăpăcit. La cât ai pus, mă, la 2 minute? 4 minute, moșule. Ai dat un gol și gata. 4 minute, ce-i supărat? Stai așa că te vezi mic. Nu, că vreau să vă las să vă certați o leacă. Ne crească audiența puțin. Dacă vrei, putem să facem și asta. Poftim. Da? Bravo, foarte bine, George. Da, nenicule, ai dreptate. Pentru asta, nenicule, ce capac mi-a tras. Auziți, dar povestiți cum erați voi când jucați tenis, când erați mici, care era mai bun? Părerea ta, Augustin, care? Cine era mai bun? M-a bătut toată viața. L-am bătut acum la bătrânețe când ne-am lăsat amândoi de 20 de ani. În rest mă băteam continuu. Eu jucam FIFA, dar... Uite-te și tu ce soartă, uite ce soartă, uite-te și tu. Uite-te și tu ce soartă. Ai, copiii lui Dumnezeu. Cai, alții globe. Da. Haide că tu pe aici. Bă, ai mai echilibrat decât meciul. Păi n-ai văzut că m-am băgat cu curul în poartă. Păi nu vezi că se apără. Dacă vreți, vedeți un măcel augustinic asupra lui Lucian, vă recomandăm podcastul lui Lucian cu Augustin, care va apărea în curând. O să vă anunțăm când e cazul. Acolo o să vedeți un alt Augustin Vizuru. Bine, era ușor, Lucian și bă, tată, era podcastul lui de aia. Nu, sunt prost, atâta. Dacă joacă la fel de bine cum jucau în serial, este clar. Ai! Omne, că te-ai mănâncă acum, că nu mai faci așa? Da, dacă mă bucur, mă, lasă-mă să mă bucur și eu la fotbal. Eu n-am văzut pe nimeni să se bucure. Ei! Ei! Mă bucur, dacă nu te... Ai, ce bucuros sunt! Pentru asta ia gol. Gol! Te mai și sperii, n-ai văzut că te mai și sperii când îți fac așa? Deci te bucuri să te sperii, să știu. Nu, tu te sperii. Câini, frate, vreau să jucați cu flotări. Că îl fac pătrat. Pa. Adică în sensul în care mă umplu de mușchi sau ce? Auzi, am vestit, dar niște țuie. Băi, când să mai scap, până când să mai scap? Stai mă când strigi la valiera. Până când să mai scap? Ia, stai că mi s-a stricat și freza. Așa. Doi la nimic, tata, așa. Ah, toată copilăria mai chinuiți. Hai, acum. Toată copilăria mai chinuiți. Da, să anunțăm aici. Mulțumim frumos, dragilor. Atletico, gol. Cât s-a terminat în tur egal? 1-1. Cristiano face meci mare în seara asta, ca să știți. Vă zic, de acum, care ceva el cu Simeone. Ar fi frumos, de ciuda lui Messi. De ce, mă? Uite ce... Ia să vedem repede în secțiunea de comentarii, Messi sau Ronaldo. Dacă toți suntem la subiectul ăsta. De ce vrei să-mi strici seara? Ca să-ți arăt. Lasă-mă cu țăranul ăla muncitor. Ăla e talent pur, Messi. Păi și care-i țăran muncitor? A? Ronaldo. Care-i țăran Ronaldo. Muncitor? Păi și de ce să-l... Deci tu dintre Messi și Ronaldo îl preferi pe Messi? Salvarea! Să intre salvarea! Să intre pompierii! Copilul plânge și tu stai și faci de astea, este? Ia vezi, băie, ce s-a întâmplat! Tata, mi-e foame! Te ajută, te dreacu, stai acolo! Nu e adevărat, uite! Că sunt online! Ia vezi un pic, ușor, ușor! Da, mă, ești talentat, ești frumos! Mamă mea, ce gol i-am dat! Dar te cheamă Augustin! Și măicuța, domnule! Vorbești forțat, ești cam nervos! Da! Păi mai chinui toată copilăria mea, mai bătut la toate jocurile. Hai, hai, mai ia un gol. Mai ia un gol că ai fost obraznic. E cam măceal ăsta, Lucian. Yes. Mai ia un gol că ești obraznic. Omoară-l, dă-l. Ah, am vrut să-i dau scăriță iar. Băi, ce faceți? Vezi, mă, puneți-vă, mă, clopoței, băi. Dai lui Gigi. Ha? Dacă nu joc cu Dai lui Gigi, n-am nicio șansă. Și toată lumea zice aici, mamă, ce gol, să moară Jana. Ia de aici. Nici nu s-a chinuit să o prindă, a zis cineva. Ui, ce golață. Ce faci ăsta, mă? Mă, de unde? Nu. Se sună comentarii. Paul! Augustin ar fi cel mai fericit dacă ar fi în FIFA modul de bătaie între jucători. Dacă vreți, după aia putem să jucăm GTA. Să vedeți cum face Augustin în GTA. Nu GTA, UFC, că am auzit că suferă ăștia. Sunt câțiva pe aici care suferă și de UFC. Cine? Nu știu, se vorbește pe aici, ușor. Dar știi ce-a zis Măciucă? Că în viața reală el te bate și la UFC.
Dar nu când joc, în viața reală. Stai așa, că dau din afara careului încolo ăsta. Ai! Știi că l-o mă ciucă, să mai spune și Badr Hari? Badr Hari, după lună la Vaslui. Nu, că de la Vaslui s-a pus porecla nouă, Battle Hari, știi? Battle Hari. Tu, Battle Hari, așa ziceau babile când vedeau ce omoruri trăgea pe acolo. Trăgea soamnii pe la ciobeni. Vine Mbappé la Real? Da, a? Da, păi e o semnată. Să scrie în comentarii. Să scrieți în comentarii, prieteni, dacă credeți că vine Mbappé la Real Madrid, că eu am văzut știri cum că o semnat deja până, ar fi semnat până în 2026, pe un salariu mult mai mic decât ceea ce ar fi propus PSG-ul pentru prelungire. 25 de milioane pe sezon față de 55. Da. Ce? Un comentariu. Radule, vezi că ți-am trimis ceva pe Instagram să-i arăți lui Augustin. Imediat, domnul Burci. Dar așa-l cheamă pe domnul ăsta. Vai de capul meu ce măcelandru e aici. Eu cred că după aia ar trebui să fie revanșa în ce face ăștia. Ia uite ce ți-o trimis aici. Ce mi-a trimis? De-astea, figurini cu Jurgen Klopp, cu Mane. La următorul podcast știm ce să-ți luăm cadou. Da, da, da. Îți luăm niște figurini de-astea. Ia să mai vedem aici. Am dat ca prostul pauză la live și nu mai văd comentariile în timp real. Battle Hari. Battle Hari. De ce e frate 0-0 la Ajax? Că nu joacă Augustin, nu a intrat acolo. Ești cam tăcut, băi. Ce să mai zic, mă? Lasă-mă în pace. Ce să mai zic? Deci la 500 de like-uri, dacă se strâng, frații Vizirul o să bată cu pumn și picioare. Nu vă spunem în ce joc, dar eu o să bată cu pumn și picioare. Ia să vedem. O șansă de gol de onoare. Ai, Lucian, dar parcă și tu vrei să ții scor. Am încercat și eu. Bine, acum să știți că și eu l-am lăsat pe Lucian ca să plece și el cu niște puncte totuși. Na, e prima dată la noi acasă. Pe vezi că te iau. Eu azi l-am cunoscut pe Lucian Vizirul. Și am zis că nu e frumos să-l bat acum în primul meci și l-am lăsat, știi? Am fost ok. Îți mulțumesc frumos. Te dracu. Vreți revanșă? Vrei șansă la revanșă, Lucian? Că încerci să mă las. E moale. E moale, e moale și nu e de calibru meu. Da, da. Felicitări, Augustin. Și acum zici tu, du-te, dracu. Ești foarte bun. Ești foarte bun. Da. Dar nu reacționezi bine la pierdere. Da, nu. Mi-am pierdut portofelul odată, să vezi ce furt am făcut. Știi ce mai spus Lucian cât ai fost la baie? Ce am mai? Vezi că tu ai jucat șmecher în umbri, dar dacă ar fi fost el juca mult mai bine ca tine. Plus că tu nici nu știi prea mult bătaie și se vedea că joci fals. Da, eu știu, eu știu cu bătaia. Deci el ar fi fost mai mult dacă mai realist bătaia mi-am luat dur atunci. Eu nu tu mai mult cu scenii de dragoste te-ai fi potrivit, așa da. Spunea. Da. Cu de-astea, cu stat în pat și cânta la chitară. Cu băieții în... ce glumesc astea, Lucian? N-am zis, mă, nimic, n-am zis. Vezi, se poate 5-0-4-0. Mă retrag în glorie, fraților. Caută-mă pe afară. Te caut pe afară. Mulțumesc pentru experiență. Ce mai zice lumea aici? Ce mai zice lumea? Vă salut cu drag. Nou slogan al lui Augustin. Ui, ui, ui. Da, sperăm că nu o să mai auzim prea des aceste onomatopee în această seară. De ce? Mai am unul, mai am unul. Ia. Bif! Când îi dau gol, dar... mai e unul pe aici care știe el de bif. Am mai zis cineva că mai dat gol Atletico. Mai dat încă un gol sau e acela? 2-0 Atletico. E nevoie de o seară foarte mare al lui Ronaldo în cazul ăsta. Hattrick. Aia este, băi, bat. Le am cu bătaia, am mai luat, zice. Salutări tuturor. PSG Augustin, că a spus că este echipa lui favorită. Vă dați seama să facă Măciucă cunoștință cu unul care îl cheamă Labă? Ați fi surprins, avem și un prieten Labă. Vă las să vă continuați seria. Îți mulțumim frumos, Lucian, magnifică de meciuri. Mulțumesc pentru invitație. La noi. Să mai vii, că o să facem, vrea lumea să facem un podcast cu ambii frați Vizirul, poate îi facem cadou de iepurașul de Paști, un podcast în care să fiți alături unul de celălalt. Iar vrei să ne înjurăm, să ne batem, să alea. Nu mai e. Vedem. Joc eu primul meci cu Augustin și după aia intră domnul Măciucă ca să vedeți cum se transformă Augustin din regi în sărac. Știți, era maneaua lui Badu Minuni. Ra-tam-tam, viața te alege, sărac sau rege. Hai mă, dă-i să jucăm. Tahir-gheton, chichichir-gheton. Dă-i trece, hai. Asta s-a dat la valiera.
La valiera mea? A, îmi dai de la Lucian, nu? Aruncă și mie, te rog, o... Augustin, din ce PM-uri ești? Ce înseamnă PM? Ce e PM? Radu Țibul, că de ce este Messi mai bun decât Ronaldo? Păi eu nu cred asta, eu cred că Ronaldo e mai bun decât Messi și asta se demonstrează prin performanță. Vreau și o țigară. Prin performanțe? Vreau o țigară de aia de-a mea din bucătărie. Era să zic marca. Bine că n-ai zis marca. Nu, că nu vreau să facem reclamă. Ups. Asta ceva nici pe toți banii de lume. E suficient că suntem noi vicioși aici, tușim. De astea. Așa. Sănătate multă, Luciane. Săracul Lucian. Augustin Viziru joacă foarte bine. Augustin, dacă ești mecher, vino și bate-te cu mine. Te băi, fac varză. Băi, știi că îți dă seama. Nu a zis nimeni asta. Nu a zis nimeni asta. Știu. N-a zis nimeni. Nu, no. Mă, eu gata, luasem foc acum. Ce faci, Radule? Mă bagi la rău de mă iau de oameni de pomană pe aici. Ce Augustin curcine? Viziru este un pârțar. L-am văzut cum îl băteau oamenii la piața din Dorobanț. Deci lumea aici în comentarii. Ce mesaj? Deci tu cred că nu mai vrei să continuăm jocul ăsta de FIFA. Dar nici nu ar mai trebui să joci. Băi, tată, băi! Unde-i? Mamă, dacă nu îl mănânc. Tu trebuie să... Ce trebuie? Să aici, să... Dă-i end match la asta, că alegem alte echipe. Repede, toată lumea în secțiunea de comentarii, ce echipă vreți să-și aleagă Augustin Viziru pentru această confruntare cu cel mai banană jucător din cartierul ăsta și din toate cartierele, din toate orașele țării noastre. Cu tine ai jucat, sincer, cu Foresta Fălticeni. Dar nu există Foresta, Augustin. Nu există Foresta Fălticeni? În FIFA, nu, ea există așa. Mi-ați adus și mie, vă rog, o țigară. În bucătărie, in the kitchen. Cu cine joci? Eu sunt foarte bun și dacă mai și am mâna ocupată cu țigara, o să mă vedeți cum îl rupe Augustin, îl sparg. Cu cine vrei să joci? Eu joc cu oricine. Păi zice lumea, Bayern, Liverpool, Ajax, Man United, Voluntari, Ajax, Liverpool, Intercepsi, Liverpool, Rapid, zice cineva Radu Țibul că... Încă un Ajax și am luat Ajax. Rapid iau 5-0 dacă ne aleg Rapid. Ajax. Eu nu? Mai spre Augustin sau Augustin mai spre mine? Gata. Dar vreau un pic de spațiu între noi. Mie nu-mi place să mă ating de tine. E trebuie la mijloc? Da. Asta e în banca ta. Cum astea e rival? Chelsea. United. Chelsea, Inter, Atalanta. Îl iau mă pe țăran, că a zis United. Dar mi-a sărit mie în ochi. United, atunci iau pe United. Ok, hai. Și acum întrebarea este cu ce echipă vreți să joc eu în această înfruntare contra lui Augustin Viziru. Lucian, te pupăm! Te iubim mult, Doamne ajută! Ne-a făcut foarte mare plăcere să te cunoaștem. Acum serios vorbesc, fără panoramă. Cu toată panorama aici, că nu-ți mai deosebește ce-i serios și ce-i panoramă. De treabă, frate. Ok, frate. Mecher. Chiar ești mecher. Radule, ce ai pățit la deget? O să vă povestesc la 1000 de oameni pe live. A fost o dramă, într-adevăr. Înțelegi echipă și tu sau? Păi da, dar să-mi zică lumea, cu ce echipă vreți să joc, să înscrieți în secțiunea de comentarii, vă rog frumos. FC Bruj, Arsenal, Botoșani, Rapid, Juventus, Rapid. Toată lumea cu Rapid, Botoșani, bă, frate. Eu iau Rapid, Botoșani. Băi. Știi ceva? Eu iau Rapid. Că văd că toată lumea... Rapidul? Da. Tu ia pe cine vrei tu. Eu iau Bayern München, frate. Ia e Rapidul Bayern din Germania. E Rapidul din Germania. Dacă era frică, Augustin te bătea și cu Rapid, dar nu mă vorba e de el așa. N-auzi mă că am luat deja Rapidul, mă, nebunule. Deci hai ce echipă e asta, imediat. Furt? Și cu asta, cu... E Germania Bundes... Ah, parcă e logo-ul de la Panathinaikos. Yeah. De ce cred că mereu Augustin e băut? Ori e prea haie el în general. Da, mă, da. Nu, băut Augustin nu a pus gura pe nimic azi toată ziua. Dar eu n-am băut nimic azi toată ziua, nu știu cum naiba. Bine, rugasem pe Boogie să aducă niște beri, da. O fi mamă, prins inventar la benzinărie. Dacă te bag cu Rapidul. Îți iei echipament de ăsta așa? Clasic. Ia să-mi pun păi nu, alb sau negru? Ia-ți alb. Așa. Stai, team management mai întâi. Mamă, mai dai și team management. Așa. Ce-ai făcut? Tu ai apăsat pe ceva. Eu n-am apăsat pe nimic. A, nu, Nenciu. Kimmich, Goretzka... Parcă pe Gnabry să-l mai bag. Unde-i să pun arun?
Săpunaru e în galerie. A, nu-mi place că joacă fundaș central. Îl bag la închidere. Joc Augustin pe 500 de euro bani jos, zice cineva aici. Stroie Tiberiu. Am pacient pentru tine cu metre. Dacă vrei să joci pe 500, îți dau pe cineva. Da. Dacă vrei să joci pe 500, îți găsim și ție o soluție să-ți luăm banii. Hai că-s bune ăștia. N-am ce... Gata, n-am ce schimbare să-l mai fac. Că eu... Cred că joc și cu mijlocaș cu ceva. Cu eu am făcut Nagelsmann acolo, i-a așezat cum se putea mai bine. Stai așa, CB. Mamă, ăsta e... Pune-l pe Florica acolo. Augustin, lasă-l pe Ilie în teren, că e prietenul meu. Care Ilie? Păi unde l-am scos pe Ilie? Bagă-l pe Ilie Dumitrescu înapoi, măi. Unde e, mă? Știi că Ilie Dumitrescu era odată să-l calci cu mașina pe Nenciu, pe picior? Nu. Vorbesc foarte serios. Haide, băi, gata. Și azi când te așteptam pe tine, eu trecut pe aici și i-am zis lui Nenciu. Din reflex l-am tras așa spre trotuar. Ar fi fost un atac pozițional foarte transversal acolo. Ești gata? Asta e stadionul din... A, e la Lisabona. M-am speriat că e asta Giuleștiu. Că de asta au durat atâta să-l fac. Arată bine Giuleștiu, stai liniștit. Hai, ești pregătit. Mamă, și pe ploaie. E, las că e frumos, că plouă, e ploaie de Portugalia, nu e de asta de România. Eu sunt curios dacă în minutul 5 o să comentezi într-un fel și pe minutul 40-50 o să uite ce zice Adrian Nastasi. Clar va câștiga Radu că e mai bună Bayern. Ehe, citim și ele, Adriane. Nu-i suficient de mai bună Bayern. A început deja să se vaite. A început de ieri să cadă câte un gol. Acum a stat. Uite, bă, Ilie, Augustin mai relaxat. Uite-l pe Ilie în teren. Prietenul, a cui e prietenul lui Ilie? Cine zice că e prieten cu Ilie? Sunt aici fani, sunt rapidiști? O grămadă. Cine ține cu Rapidul să ridice un thumbs up în comentariu? Ia uite Ilie. Ia uite Ilie. Ah, Ilie, ești. Tu n-ai făcut. Eu am greșit. Müller. Sané. Vai, ce frumos am trecut cu Benjamin Pavard. Pavard. Cât alegi, mă? E, dacă te aștept să fac ce vrei să fac. Aici au avut lag jocul, frate, că dacă n-avea lag, eu treceam și dădeam gol din corner. Rapid condus de Augustin Forță. Așa zice cineva? Dreptate. Ui! Aici a dat-o singură poate. A dat autogol cu aia. Ah, ce dulce e, mă, că ești nasului. Ce varză, dar ce crește live-ul când îmi iau bătaie? Păi, dar ce vrei să faci? Salutare la Augustin, mare fan. Salut, 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 salut. Dacă conducea Augustin rapid, ajungeau departe. Da, ce datorie avea Rapidul. Bă, sincer nu cred. Îl juca Augustin la jocuri de mult. No. Dacă aș avea o platformă de genul ăsta la dispoziție, e foarte greu să conduci un club de fotbal. E greu, că e tentant să te duci la poker și să pui un club pe masă. Da, aș putea. Ia uite-l, bă, l-a trecut prin mine. E asta e că te-am făcut psihologic, te-am bătut cu armele tale, Augustin. Nu prea cred, sincer. Spun înseamnă? Sincer că nu mă feresc de tine, dar nu cred. Ia, pac! 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 În curând o să auzim un... Ui! Imediat, ah. Băi, hai să dau o leacă la portarelo. Tu ataci în partea elaltă. Da, mă, da. Ne mai și apărăm, așa, din când în când. Eu sunt o echipă defensivă, Augustin. Eu nu vreau să dau goluri, vreau să nu iau multe, ca să nu te superi pe mine, știi? Eu altfel aș putea să te bat și să demonstrezi tuturor că nu știi să joci FIFA. Da, știu. Poți să scrumezi o leacă, că altfel trebuie să duc iarăși covorul la curățat în ferentare la ideea lui Nigel. Am dus și odată un covor la curățat. Îți imaginai că în ferentare l-ar fi curățat de tot, dar nu, chiar l-a curățat foarte bine, numai că acolo era curățătoria. Și pentru că să lucra la o uliță, o să vă povestesc povestea pe larg. Uiu. Pentru că să nu... Ia, hai să dau un gol și vă zic după povestea. Stai că nu... I-am dat gol la Augustin. O să țin minte seara asta toată viața. Stai mă că nu s-a terminat meciul. Numai că-i de ajuns. Eu o să uit restul serii. Tot ce urmează să se întâmple pentru mine, memoria mea nu va exista. Haide, dă-i. Hai, dar nu vrei să mai vedem. Nu vreau să văd nimic. Treabă lumea dacă joci ultimii timp. Da. Când am timp. Ia uite-l. Am și echipă bună. Deci, ce echipă ție, Augustin? Steaua. București sau Steaua Armată? De ce mă bagi în polemici? Hai că am auzit nu mai mă bucur de mult timp de fotbal.
De ce? Că așa era sloganul la ProTV. Și tu ești acolo. Ce slogan? Bucurați-vă de fotbal. Nu așa era? Da, lasă că știe tata nu era acolo. Știe, păi dacă e Noier în poartă... Cine... Asta i-am prins jocul. Cine e băiatul ăsta de aici? Mi-ai prins, da. Uite-l pe Cârnaț. Băi, unde dai poasă, bă, că te mănânc, bă, nenorocitule, mă, nenorocitule. Știi că Leroa ăsta ne e patron de la Leroa Merlin? Știai? Dar ce ai făcut-o? Am dat-o la raftul de bricolaje. Că nu era băiatul pitură care trebuia să aranjeze rotopercutorul cu capa în hel. Bă, ce forță s-o bătut baba pe el. Cine, mă? S-o bătut baba pe el, rotopercutor cu capa în hel. Povestea lui Cătălin Lopișan. Nu știi? Nu știu. Te mai uiți și alte podcasturi de-ale mele în afară de alea cu tine. Hai mă să-ți mai dau un gol că... Hai că văd că dacă joc bine scade live-ul, trebuie să mai pierd. Cine credeți că o să câștige meciul ăsta repede în secțiunea de comentarii? Eu mai și citesc comentarii acum, Augustin, tu-ți dai seama. Ia citește și tu și răspunde-le fanilor. Eu nu văd, mă. Uite-te atent. Uite-te și... Dar citește cu voce văd, tare, frate, măi. Nu dar văd. Să bucuri oamenii când îi spui numele pe live. Da? Da, pe așa te apropii de fanii. Stai că mai mă uit odată. Uite-te puțin. Mă uit, mă uit. Bună seara, CSGO nu vă jucați, ar fi ceva. Ce e la CSGO? Urmează să vă întrebăm ce vreți să mai jucăm alte jocuri în edițiile următoare ale formatului La Joacă aici și pe cine vreți să mai invităm să ne jucăm. Pentru că vrem să facem o tradiție din aceste live-uri. Mie îmi plac cel puțin. Dacă vă plac și vouă, le mai facem. Dacă nu vă plac și vouă, le facem, dar le punem pe privat. Augustin, ce ești fan MMA? Crezi că Rico Verhoeven face față în curs cu Ngannou? Nouleu, îl mănâncă Ngannou. Dar crezi că Benny Adegbuil bate pe Rico Verhoeven? Niciodată. Ia să-i spunem lui Benny. E greu. E bine. Benny a progresat mult de tot în ultima vreme. Da. A venit cu moral bun, l-a bătut pe Badr Hari. Badr Hari, dar nu l-a bătut pe Battle Hari. O idee e că... Opa, ușor hai, că, doamne, ușor că iarba udă. Offside, bă, jumătate de oră până dai pas, bă, nenorocitule, bă. Eu nu știu ce pretenții ai să ataci cu un jucător pe care îl cheamă Cârnaț. Acum, cu tot respectul pentru domnul Cârnaț. Dar totuși în apărare acolo, chiar dacă îți controlați de mâinile mele handicapate și ciunte... Întrebare de baraj aici. Mm. Augustin, cunoști, te știi? Personal nu l-am cunoscut, dar avem cercuri de prieteni... Concentrice. Da. Nu l-am cunoscut personal. Am salutăm pe Nuțu Cămătaru cu ocazia asta. Am auzit multe. Tot respectul. Cum se mai urează la... Nu prea mult, că nu... Nu merge cu lingușeală. Nu merge, nu halește. Mai vreau să mai zic, să-ți dea DMZ sănătate, că așa am mai văzut că e urau la Adrian Corduneanu. Am să-i dau și un pomelic pentru Nuț. O crocitor de fiare. Hai, hai să... Hai, tată! Mamă, mamă, mamă. Ia-te Upamecano, tată. Domnule Augustin, ce-am credeți că inima de țigare, Gina, ar putea fi continuat? Bă, nu știu ce să zic. Am luat gol. Mamă. Sper că nu știi ce să zic. Nu cred. Au trecut prea mulți ani și nu cred că va mai avea același farmec, sincer. Ferrari era la care ți-a luat scooterul, întreabă cineva. Nu. Nu știu cine. Radule, știați că pe coperta de la FIFA 96 era Ovidiu Sabău? Chiar azi am aflat că era într-o emisiune pe TV undeva am văzut. Ovidiu Sabău? Da. Nu mai știu la ce echipă juca, că n-am fost atent, că eram cu alte gânduri la alte lucruri. Dar am văzut burtiera și l-am văzut pe Neluțu Sabău invitat într-un platou de ăsta de televiziune. Vorbea despre treaba asta, despre acest subiect. Și întreba moderatorul: cum de-ați ajuns domnul Ioan Ovidiu Sabău pe copertă la FIFA 96? Păi domnule, dacă atunci am jucat fotbal, dacă jucam în 2006, apăream în 2006.
Băi, nu se poate, Dumnezeu șef. Dumnezeu e Bavaria, zi. Dacă să vedeți că eu îi mai dau o șansă la Augustin, nu m-am dat încă pe ultra-defensiv cum aș fi putut să fac. Dă-te și pe mega ultra-defensiv, că tot îți dau gol. Tot îți dau gol, sari mă la cap. Lewandowski, tată, ce sari cu Lewandowski la cap. După aia, cu cine vrei să joci? Cu Maciucă sau cu Bughi? Cu oricare, că totul nu e. Bă, adevărul e cam așa. Ne-a păcălit Augustin, că știi. Uite, vezi? Oamenii și-o da seama, Augustin, oricât de mult ai încercat să blufezi. Jocul rapid, băi! Și omul ăsta joacă cu Bayern München. Păi da, dar nu sunt formă bună. Păi, ai tras dacă două era în formă, acum era 3-1. Da, stai așa că vine golul acum. Mai și plouă, dacă mai am jucători tehnici, Augustin, nu cârnați. Dacă eram cu cârnați, mă avantaja ploaia. Făceam și eu ca neapiții la Constanța, pârjoleam terenul. Care e cel mai mare fotbalist din România? Cel mai mare fotbalist din România acum? Acum? Din toate timpurile, Hagi. Și acum? Acum nu prea mai urmăresc fotbal. Am ieșit cu mingea afară. S-a terminat și meciul, am mâncat bătaie, m-a bătut și... V-ați fi putut gândi vreodată oameni buni la așa ceva? Eu nici nu știu cum să reacționez. Pe de o parte pentru că sunt foarte aproape de el și pe de altă parte pentru că nu m-aș fi așteptat chiar eu să reușesc și eu să-l bat. Dar hai, Augustin, cum ai o șansă că eu la câte de prost pot să-mi dau autogol. Păi s-a terminat meci minutul 1 și 26 de secunde. Ai bătut, a fluierat. Ia să vedem. Fluier. Uite, că nu fluieră, că este loc de 3 la 1. Augustin Vizirul, cel mai bun actor, corect, și jucător de FIFA. Aici mai am de demonstrat. Hai să-mi iau și o țigare. Cine joacă? Care vrei, băi, treci. Hai, joci cu mine? Haide, treci, că prea suferi, treci. Haide să vedem ce echipă vreți să-și aleagă Augustin Vizirul pentru următoarea înfruntare, știind că vine aici unul din principalii combatanți de la sufrageria noastră, anume domnul Măciucă. Ia zice, a ales juvaierul nostru Avantul Prăbușirea. Radu a dat 3 goluri, Augustin nici măcar atât. Vezi? Are dreptate că golul tău tot eu l-am dat. Am dat autogol cu Pamecano sau cu Davis. Hai. Mai vii sau ți-e frică? Hai. Un meci și mă duc acasă la copii. Uite, ce la copil. Copii? Nu mai joci cu Bughi după aia? Nu mai, e târziu, băi, e târziu, e târziu. Nu joci Augustin cu Bughi. E târziu, bă, frate, bă. A, pe tu ce vorbești, mă, pisico? Care e rezultatul între mine și tine? Păi, n-ai zgâriat. N-ai zgâriat. Pisica Bughi. Te-ai antrenat o săptămână, te-ai dus, te-ai antrenat. Nu, mă, ciuc, la Tine Production. Haide. Trofi, nu știu. Nu vă uitați la meci, băieți? Nu ne mai uităm. Ia întreabă, cu cine să jucăm? Am întrebat. Ce echipă vreți să-și aleagă Augustin? Scrieți în chat, vă rog frumos. Nu mă interesează, îmi iau ce echipă vreau eu. Atunci scrieți cu cine să joace Măciucă. Gândiți-vă că Măciucă va avea sprijinul meu moral, ceea ce nu-i puțin lucru. Eu joc cu Liverpool. Cu Liverpool. Joacă, tată, cu cine vrei tu, cu Liverpool. Dacă ești maker, pune pe ea. Deci azi cât a fost? 3-1, nu? La meciuri. Păreri despre Kylian Mbappé. X. Băi, cel mai bun fotbalist din lume, clar. Aici cu toată sufrageria e de acord cu asta. Din lume? La ora actuală. La ora actuală? Departe. Mie mi se pare că e mult mai bun ca Haaland. Da, dar mie mi se pare mai eficient Lewandowski, dacă mă întrebi pe mine. Da. Da, bine, așa și Vlahovic mie mi se pare foarte tare. Leva la vârsta lui nu era așa bun. Augustin, cu băieții din Craiova te știi? Știu câțiva băieți și pe la Craiova. Domnule Augustin, aveți o fetiță de milioane, să vă trăiască, e așa de frumușică. Mulțumesc frumos. Cristiano Ronaldo, 2 puncte. Siii, Augustin Vizirul, ui! Băi, dar eu vreau să știu unde e Cristiano. De ce nu e în lot? Cu băieții din Craiova te știi, Augustin?
Știu câțiva băieți din Craiova, dar nu știu la care se referă. Pot să știu și unde e Cristiano Ronaldo, de ce nu e în lot? Dar tu ce echipă ți-ai ales? Că nu e la Man United. Nu e la Manchester. Încă nu era la Manchester, că locul ăsta s-a făcut în august, l-a apărut la sfârșit în septembrie. Ieși de aici atunci, ieși, păi n-am ce să caut, ieși. Păi cum, dar ai zis că Messi e mai bun? Bine, mă, dacă am zis că e Messi mai bun, atunci o să fie Messi mai bun. Haide, tata. Pronostic, băieții? Boghi, ce zici? Rup frânele, hai. Egal. Egal? Egal. Auziți-vă, Doamne ferește. Sunt gata, uite. Ai pe ploaie. N-are nimic. Un meci cu tine, un meci cu tine și am plecat. Deci un ce țeapă mi-am luat, am crezut că e măciucă de la măruță. Ăla e ciucă, nu e măciucă. Sunt diferențe, tată. Sunt două personaje diferite. Ești pregătit? Stai, mă, de câinii latră urță merge, hai. Activități live formă. Cred că vă să-l activăm la live următor. La live următor, că n-am mai avut live formă acum. N-are mama că v-ar da. Dar unde se joacă întâlnirea? Asta nu prea, asta e Parc de France, așa, cu, i-a făcut pistă de atletism? Dar nu-mi place camera asta deloc. Ei, data viitoare jucăm în dormitor. Ia să vedem ce mai zice lumea aici în comentarii. Ia rupe, Augustin. Da, rupe, dar nu meci ăsta. Stai, mă, că vedem. Echipele din 2021. Hai Liverpool. Update la joc. Radule, ești mulțumit de mașină? Foarte, foarte. Foarte. Acum asta depinde de care. Da, de toate. Toate sunt brici. Mo Salah, pasă. Știe măciu că să joace după cum și-a făcut tacticile, zice Bogdan. A, ciucă, am înțeles, mă, ciucă, scuzați-mă, pe tot mai ferit. Doamne. Adul pe Augustin la Iași, Radule. Când mai crește ea mare, atunci. Opa, ce-ai făcut? Opa, momentan opa. Augustin e tătic full time. Opa. Când apare Umbre 4, ca să știu dacă dezinstalez HBO-ul? Nu știu, când, chiar nu știu. Dar pe tine nu te-au mai sunat să mai filmați? Cum? Nu te-au mai sunat să mai filmați? Nu, no, deocamdată e pus pe hold. Umbre. Cam cât timp așa? Nu știu. Nu știu dacă o să mai fie. Dar mai zi-mi despre proiecte în care ai jucat. Despre ce proiecte vrei să-ți vorbesc? Nu știu, orice, numai să treacă timpul să iei un gol. Păi vă că o tot încerci. Rupi secunda lui ritmul puțin. Cu mătru. Poți te rog la următorul podcast să-l aduci pe domnul Gheorghe Visu? Hai, slabe șanse. Slabe șanse, domnul Visu nu prea dă interviuri. Augustin este singurul actor care a fost plătit să joace propria personalitate. Big respect. Bă, dacă v-ați citat la podcast-urile cu el, l-a explicat că nu e chiar așa. Nu e chiar așa simplu. Nu există oameni care poate să facă chestia asta așa. Zic, bă, fii tu! Și intre aia și faci, măestrii. Mic. Știi cum era chestia aia că Jordan Belfort când s-a dus, când DiCaprio juca Lupul de pe Wall Street, Jordan Belfort s-a dus la el și a zis că nu e așa, că nu mă joci bine, trebuie să fii mai inconștient de atât. Astea sunt legende hollywoodiene, nu prea. Ah! Te zice cineva, Radu comentează meciul. Hai Radu, comentează. Da, bă, tată, hai bă, tată. Uite aici, bă. Henderson, doamnelor și domnilor, atac pozițional al cormoranilor. Liverpool pe atac pozițional, iată Sadio Mane. Sadio Mane! Apără Gigi Donnarumma. Iată ce intervenție, după cum spunea și propriul său agent Mino Raiola despre clientul său, Gigi Donnarumma, unul dintre marii portari ai lumii prin prisma taliei sale, Van Dijk, atacă pentru că Măciuca a setat ultra-attacking, e clar că e nervos, dar iată Wijnaldum către Lionel Messi. Messi. Mai încet. Messi. Messi pasă către Marco Verratti. Verratti, ce șansă ar fi avut cu luar de șut lăsat acolo de defensiva cormoranilor. Verratti prinde Alisson.
Iată ce, ce ritm intens al acestei partide, fără goluri până în acest moment pe stadionul care nu știm cum se numește. Și s-a zăpăcit, bă, săracul de el, bă. Este chiar stadionul Atatürk de la Istanbul. Un pic, bă, l-am dat peste cap, bă. Doamnelor și domnilor, Juan Bernat atacă parizienii. Neymar Junior a făcut poză cu Vlăduța Lupău. Iată, către Juan Bernat, care n-a făcut poză cu Vlăduța Lupău, săracul de el, Doamne ajută. Roberto Firmino către Mo Salah. Salah, haide să vedem, egipteanul. Ofensiva cormoranilor continuă. Un ritm extraordinar de intens, vă spuneam, se joacă de la o poartă la alta, chiar dacă nu avem goluri, avem foarte multe faze și ne bucurăm de spectacol! Mohamed Salah trage pe lângă poarta aparată de Gigi Donnarumma. Să vedem ce schimbări vor face la pauză cei doi tehnicieni, Augustin Vizirino și Măciu Klopp. În acest moment, repriza a doua, doamnelor și domnilor, aici pe Atatürk Stadium, stadionul lor, la Istanbul. Bernat, Wijnaldum, către Marquinhos, Hakimi, Messi. Messi pierde mingea acolo în fața tandemului dintre Mané și un alt jucător de la Liverpool. Virgil van Dijk, Fabinho, către Sadio Mané, Thiago, către Mané, 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 intră în careu, nu, se răzgândește, pasează către Robertson în adâncime. Corner. Corner pentru echipa cormoranilor. Da, și ce concentrat e. Apropo de Sadio Mané, a circulat acea poză cu telefonul senegalezului. Telefonul senegalezului, de o modestie ieșită din comun, precum și Ngolo Kanté, da, un iPhone 7 Plus cu ecranul spart, probabil un exemplu de modestie pe care Sadio Mané îl dă tuturor bombardierilor care n-au ce se căca de foame, dar au vile cu piscine. Iată, Verratti, atacul francezilor. Parizienii sunt în pole position pentru, pardon, iartă-mă, Costi. În acest moment, iată, cormorani atacă, Robertson, scoțianu, face flanduri, apărarea lui PSG, șutează și... Ce bambilici, ce bambilici în apărarea parizienilor, absolut incredibil, doamnelor și domnilor. Dar încă se joacă meciul, un duel foarte echilibrat al titanilor în această seară. Thiago Alcântara pentru cormorani. Pasă către Fabinho. Fabinho pierde mingea, acolo un tandem de jucători. Opa. De la PSG, Kylian Mbappé scapă și aceste momente dau fiori oricărui suporter cormoran în astfel de situații. De ce n-ai tras? De ce n-ai tras? Se aude din public. Voi țineți cu el? Acum, da, Henderson, Salah, către Thiago. Tot cântă Boogie, You Never Walk Alone, ca să facem atmosferă ca lume. Cu crește, nici măcar nu-i atent la noi. Verratti. Tu, două, trei fragmi. Cântă You'll Never Walk Alone ca să faci atmosferă. Thiago. Hakimi. Iată, doamnelor și domnilor, suporterii cormoranilor cântă în aceste momente grele pentru echipa lor. Kylian Mbappé! Kylian Mbappé! Ce șut, ce șut! Lovitura de la colț pentru PSG. Minge deviată acolo de defensiva cormoranilor. Hakimi către Verratti. Verratti către Marquinhos. Verratti. Iată, Wijnaldum. Wijnaldum în poziție de jut. Trage Wijnaldum în blocajul defensivei celor de la Liverpool. Și pornesc pe contraatac. Fabinho către Thiago. Roberto Firmino. Iată-l pe brazilian. Roberto Firmino. Pasă către Thiago Alcântara, Henderson, Thiago Alcântara, Roberto Firmino. Ar fi putut fi o fază. S-a fost frică, ai dat afară. Am făcut schemă, mă, și nu mi-a luat ce mi-a fost frică. De ce să-mi fie frică? Vă invit mâine seară în halftime să vedem meciul dintre Liverpool și Arsenal. Mâine seară joacă Liverpool cu Arsenal în ce competiții? Verratti, iată, Neymar Junior. Mingea se află în posesia parizienilor, care încearcă să construiască un contraatac. Alisson către Robertson. Băi, ce soartare, bă! Ce confruntare echilibrată. Minutul 86
și portarii parcă au șomat în această seară. Lupta s-a dus mai mult la centrul terenului, acolo unde, iată, Robertson ține să ne contrazică în acest moment. Pasă către Mané. 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 Hakimi. Recuperează. Messi. Hai să-l vedem. Marele superstar. Lionel Messi. Nici astăzi n-a jucat niciun rahat. Henderson către, iată, Gana Gay, Idrissa Gana Gay. Numărul baterie la telefon, băieți. Iată, este 0-0, doamnelor și domnilor. Greu, dar greu, 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 greu. Vorbim despre finala de la Istanbul, vom avea parte de... Mai stăm așa că mai am 20%. Da, au început prelungirile, doamnelor și domnilor, în campionatele restanțe, de la ora 10 seara. Dar mâine ne uităm la Champions League. Ce părere are Augustin despre Sebastian Stan? Sebastian Stan e actorul nostru. Da. Au jucat într-un film, am fost L-am văzut, l-am văzut, nu e rău. Cum se chema filmul ăla în care juca Sebastian Stan și era Maleficent? Păi, ăsta, Avengers. Avengers. Nu în Avengers, am fost noi la un film cu trei gagici, spioanele. Cum se chema filmul? Am fost la Băneasa. 5-8-7-23. Un film cu numere, doamnelor și domnilor. Alexander Arnold. Iată, Matip. Fabinho. Fabinho. Către Roberto Firmino. Wijnaldum. Verratti, Wijnaldum. Ce ciudat este să-l vedem pe Wijnaldum în tricoul parizienilor împotriva fostei sale echipe, doamnelor și domnilor, dar na, așa e când nu ai cap, n-ajungi să câștigi prea multe Champions League-uri, ajuns. Când alegi Paris Saint-Germain, în momentul în care vrei să te odihnești, iată, Verratti, cum ajunge Marquinhos, la tine? Marquinhos și Alisson apără în fața șutului lui Marquinhos. Oare mai știe Augustin că mi-a adus Davor Sucker la un chelios pe live? Ce înseamnă asta? Davor Sucker. Davor Sucker, ce e asta? Fotbalistul. Tot la tine. Care e mai bun după părerea voastră, Ronaldo sau Messi? Voi să ne spuneți în secțiunea de comentarii. Zici că ești ăla de la ProTV. Întreabă-l pe Augustin ce producție a plăcut mai mult, Vlad sau Umbri, pe a tot vorbit despre asta. Ce părere are Augustin? Zi, dacă vrei să faci. Păi nu, Umbre, altceva. În Umbre am jucat mai mult, în Vlad am apărut în ultimul sezon, puțin la final. Opa! Zirug, am avut dreptate cu pronosticul, a? Cu care pronostic? Cu egal. Ai avut, da. Se pare că da, dar nimeni n-ar fi crezut. Nu ești departe de Grădinescu. Dar îți spun că ai talent, de ce nu te faci skater? Skater? Ce înseamnă asta, skater? Adică chiar la skating se referă? La skate? Ar fi mișto dacă ar mai apărea episoade din Moștenirea și cu continuarea din Regina, să ieșiți din închisoare. Cine e webcamschat.com? Băi, te mușchi, nu se poate așa ceva. Ce asta, frate? Nu mi-a dat nici penalti mâncață și gurat. Este cineva, sunt fate și tot mă uit la voi. Păi, dar nu văd de ce nu Opa, opa. Ce opa, mă? Dă-i bani ăstuia, ai nevoie de moderatori. Este domnul Nencioane aici, dar am avut și noi o zi grea. Wow. La valiera, domnul Măciucă. Gata, acum. Stai să-l consolez. Da, domnilor și domnilor. Nu mai puneți întrebări la Augustin, că nu mă. Cel mai bun e Octavian Popescu, zici. A, e probabil Panorama. Da. Silence, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Și acum urmează penalti, unde ești terminat ca bateria. Și te curăț și ieși afară. Hey! Cu un plasă de bif! Gol! Te-am lăsat. Gol! Da, s-a văzut. Ai bai mâinile așa pe mare. Așa le avei. Strâmbe. Cât să mai scap? Cât să mai scap? Și acum la penalti, măcelărită. Ce funcție ai, mă, ce cu ai, sunt bărbat, aia e problema.
Ce facem? Așa, haide tata, haide, haide, că trebuie să ajung acasă la nevastă și la copil. A? Nu, stai că te bat la ăsta și după aia gata. Așa. Ești pregătit, moșule? Da. Să nu te uiți la mine la... Dar cu Boogie nu mai joci? Joc și cu Boogie, am promis că joc cu meci. Și după aia am unul cu mine. Nu, mai joc cu tine, nepoate. Valeu. 1-0, Paris Saint-Germain, execuție fără risc al lui Neymar Junior. Fabinho execută pentru Cormorani, apără! Gigi Donnarumma ne aduce aminte de finala campionatului european de vara trecută de la Londra. Sergio Ramos, fără emoții, ne aduce aminte de campionatul final a campionatului mondial din Africa de Sud. Mohamed Salah, gol pentru Liverpool. 2-1 pentru Paris Saint-Germain și execută Kylian Mbappé. Marchia! Nu marchează! Apără Alisson! Doamnelor și domnilor, Thiago Alcantara față în față cu Gigi Donnarumma și marchează. Lionel Messi execută acum cea mai beșeală de șut din toată istoria fotbalistică, doamnelor și domnilor. Să-i spună cineva lui Lionel Messi că joacă fotbal mai prost decât a cântat Bon Jovi în 2019 la Piața Constituției. Neymar Junior, anul ăsta era Wijnaldum, iertați-mă. Bravo! Și cine a câștigat? Liverpool! Liverpool! Restart, mai dai să nu mai facem echipe? Hai treci! Nu, hai să lăsăm oamenii să decidă. Dar cine îmi dă și mie, vă rog frumos, o țigară? Te rog frumos să-l bați. Vrei să-l bat tare? Da, tare. Nu tare, nu tare. Că n-am bătut niciodată, vezi, mă bați acum. Deci azi cât 4-1 a fost la meci. Un meci mai bătut. Păi da, câte am jucat? Două. Trei. Păi vezi, mai pun. Hai testing. Până alea două te-am lăsat eu să mă bați. Da, auziți-vă, doamne, doamne. Zice Emilian Petrovici, nu știu dacă Mbappé e talentat sau viziru. Următorul joc o să fie UFC 3. Voi trebuie să votați în secțiunea de comentarii. O secundă, vă rog, că vreau să fac o precizare foarte importantă. Când ne apropiem de finalul întâlnirii noastre din această seară. În secțiunea de comentarii, voi va trebui să decideți ce joc vom juca la următoarea ediție, care nu știm când va fi, a emisiunii La Joacă. Așadar, acolo dați sugestii în comentarii și comentariul cu cele mai multe like-uri, acel joc îl vom juca în următoarea ediție de La Joacă. De asemenea, dacă vreți să mai vedeți și alte personaje în afară de cele de aici, pe care, iată-l, vedeți în acest moment, Bogdan Medvedev, în aplauzele dumneavoastră, ale tale, faultări criminale, goluri, dacă goluri. Mai țineți minte melodia. Așadar, voi decideți în secțiunea de comentarii, dar nu în chat-ul live. În secțiunea de comentarii a videoului, că el va rămâne salvat pe canal, decideți acolo ce joc vreți să jucăm. Iar ce joc va aduna cele mai multe like-uri, acel joc va fi jucat în ediția următoare de La Joacă. Dacă aveți și ei sugestii de invitați pe lângă gașca asta de aici, de la cartierul Romexpo, scrieți-ne în, cum îi spune tot acolo, comentarii. Manchester Athletic. Cu cine ești? Vezi că nu l-ai pe Ronaldo la Manchester. Manchester City, mă. Nu, că Manchester United joacă cu Atletico. Știam, dar am vrut să văd dacă ești vigilent. Da, îi trebuie frumos un cigaret. Zi, ieșim, da? Hai. Dacă vrei, jucă. Vreau și eu o țigară. Vrei să rămânem la astea sau jucăm? Dar nu fumăm tu zamăn. Nu tu zamăn. Aștept, fumați voi și fumez eu după. Zi, Augustin. Unde-i pachetul tău? Dă-i mă restart, mă. Unde-i pachetul tău? A? Pachetul tău. Nu mai știu pe unde, e pe acolo, pe undeva. Haide asta să vedem. Asta nu merge, mă, stai. Cine-ți dă și mie... Auzi? Cum îl activez și eu pe asta? Mai ciupa? Ce-ai făcut? Merge. Uite, lumea vrea să vină Dani Oțil să jucăm tot FIFA. Amă, că ne plictisim după aia, o să mai jucăm și FIFA. De ce, frate? De ce? Lasă să vină. La câtă FIFA? Să vină, nu, să vină. Nu, să vină Dani Oțil, dar nu să jucăm FIFA. De ce nu? Să joc. Sper că joacă mai slab ca tine și bat și tu pe cineva. Mă, nu dai seama că nu pot să-mi legat de mâini de picioare, nu mai pot să comentez nimic, am luat bătaie pe bandă rulantă de când am venit aici. Vine, am pacientul meu aici, vă talbat sigur. Spun sincer că nu mă oferesc de tine. Bă, pe mine n-ai cum să nu mă bați. Radu, ajung în 7 minute dacă mă chinui pe jos la Romexpo la voi. Băgăm 1v1 la FIFA în seara asta. O să jucăm online, dacă vreți, o să jucăm, o să vedem cum putem face să dăm posibilitatea
Să vă dăm și vouă posibilitatea să intrați alături de noi, să jucați cu unul dintre noi. Poate facem chiar 2v2. Chiar uite asta n-am încercat să facem, un 2v2 în seara asta. Dar avem timp, că ediția asta de la joacă, cât o să ne mai jucăm, că am descoperit jucării noi. Se poate dezvolta, nu? Da, bineînțeles. Plus că Augustin Vizir o să înceapă și el un proiect cu bază de FIFA, o să vă placă foarte mult, așa că mergeți și dați-i subscribe dacă nu v-ați abonat la canalul lui. E un canal absolut foarte șmecher pe care unde regăsiți o grămadă din rolurile iconice făcute de Augustin de-a lungul carierei sale și o să găsiți și foarte mult conținut pentru că Augustin a promis că se apucă de treabă masiv. Așa că mergeți și dați-i subscribe. Radu, poți să-l aduci pe adevăratul capitan Burcea Zvan Vasilescu? Nu pot. Adică cred că aș putea, dar nu știu dacă vreau acum. Asta. Adică dacă vă doriți atât de mult, da. Stai jos că nu te mai vezi în cadru. Între timp noi comentarii de uitați ce se întâmplă. Ciuca bătăilor. Mai fumez mult că vreau să fumez și eu. Sunt nervos. Dani, îți iau ceva cu Reis. Foarte rog să las. Dar îți dai seama că el dacă s-a apucat de fumat o să aibă o mână ocupată cu țigara, nu? Pe așa joc mai bine. Nu ai problemă. Nu ai problemă de război. Jucați de-a vață ascunsele. Cum a zis Armando, fix așa nu mă feresc de tine cu metri. Semnele de punctuație mi-ar fi ajutat să citim mai concurateți. După câteva ediții de la joacă, faceți o cupă cu toți ce au fost invitați să vedeți ce dată campioan. Tu nu vezi ce se întâmplă aici, am mâncat sigura ta și tu... Mai fumezi mult? Hai, cu nimic. Nu mai, las. Are 2-0. Trebuie să plec repede, îți dai seama. Eu uite, au venit cu scheme noi, mâncați. Băi, ce-ai făcut, mă, te-ai antrenat, mâncați? De-asta a venit așa târziu. Nu, Augustin, a fost o băia fin. Octavian Strunil, uite, vrei să-l chemăm Augustin pe Octavian Strunil? Da, bați? Da. Pe el îl bați, măcar. Sper să bat pe cineva. Sper. Da, aici mai vrei să joci? Ce? Da. Cu mine? Da. La cu Boghi? Cu toți. Rezultatul final e unul singur. Offside-at. Ai, bă, pe Lucian l-a bătut. Totuși trebuie să-i dăm cezarului cel cezarului. 4-1 la meci. Da, ce-i drept, așa și Poliaș mai câștiga câte un meci. Și toate astea, clasamentul final a retrogradat. Acum eu zic să ne bucurăm de Augustin, că e un bun actor. Nu poți fi bun la toate cu aia. Exact. E cam clar situația. Ce fac, băieți ăștia? Ia uite aici, comentariu. Aha, vine și doamna de la curățenie să-l bată pe Augustin. Tantinela! Ei, pot să mai zic ceva, n-are dreptate, băiatul. Are, că n-am bătut pe nimeni. Bă, dar mie asta-mi place, că Augustin niciun covor, niciun covor n-am bătut. Majoritatea oamenilor în situația asta fac urât. El generează content și acum. Păi, dar ce vrei să faci, tata, dacă asta e viața? Ia uite-l pus. Știi că avea Dinică un vers. Numai cu viața de actor eu niciodată n-am glumit. E, ăla te reprezintă, că văd cu FIFA e cam glumit. Trage, așa. Trage. Ce să tragă, mă? Păi Alison nu știe pe care colț de el. Ia să vedem. Am închis puțin și deja e 2-0. Vreau și eu să joc cu Augustin. Pare că pot câștiga la FIFA. Bă, dacă mi-ar fi zis cineva că așa o să termini seara asta de FIFA, de live stream. Cum fac, băi, îți mută ecranul, că nu pot să bat cu Messi. Pune mare pe noi și mic FIFA. Ai ales așa. Uite, gata, ne-o șterzi de tot. Nu mai suntem. O, a scăpat sala, gata. A scăpat. Ca prin brânză trece. Ho! Oh. Ce faci, mă? Mai fumez mult? Gata, hai, poți să fumez. E pauză. Am nevoie. Stai o leacă, liniștește, trage ce sufletul, fumează, dă o leacă camera pe noi, domnul Nencione, ca să nu pierdem. Nu, mai. Deci cineva joci poker cu noi. La poker. Nu, la poker chiar nu m-aș băga. Nu. Eu sigur nu, că eu habar n-am poker.
Ce să mai comentez eu? Așa la FIFA măcar știam butoane. Vorbesc de jocuri, că bat, că fac, că drec, că vrăjeală, ce am venit aici și donez pe bandă rulantă. Meci după meci, meci după meci. Meci după meci, meci după meci, meci după meci. Meci după meci, tata. Ai auzit cineva? Îl bat cu o mână și cu cealaltă îl mângâi pe spate încurajându-l. Aici cred că sunt și comentarii fake. A, uite, mai sugerează cineva să vină Doinița Oancea. La FIFA? Păi, na, oamenii țin cu tine, se pare. Vor să-ți dea șanse să câștigi. Cred. Apropo, am dat subscribe și like la live. Vă mulțumim frumos și apreciăm fiecare om care este alături de noi. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să ne susțineți cu cele trei mari lucruri foarte importante. Like, share, subscribe, nu vrem nimic altceva. De restul se ocupă sponsorii noștri în această seară. Enel, energie electrică pe care o să o plătim, dar mulțumim că există. Și cui trebuie să-i mai mulțumim? Ce se întâmplă, băi, tată, băi? A, puteam să mulțumim un Modreal Presto Pizza, care chiar sunt prietenii noștri și tot care la ajunge, alimentează, furajează aceste serate mondene, că sportivii fotbalistici nu prea ales, după cum vedeți. A dispărut ca jocul bun de FIFA lui Augustin. Joacă bine om. La Augustin joacă consola, întreabă cineva. Augustin, oare ai implicare și la Dinamo, întreabă cineva. Am, dar stai că s-a făcut 2-1. Stai așa un pic, când s-a terminat meciul, tată. Stai, tată, puțin. Nu mai râde fals, că râzi fals. Mă reapuc de FIFA Ultimate Team, sper să tot dau de Augustin să fac și eu win strike. Te-am zis, trebuie să le halez pe toate acum. Asta e. Și asta vă mai rugăm, nu uitați să ne scrieți în secțiunea de comentarii, nu în chatul live, în secțiunea de comentarii a videoului care va rămâne aici pe canal, ce invitați să vă doriți să mai avem aici la acest format, la joacă, și totodată ce jocuri vreți să mai jucăm. Comentariile cu cele mai multe like-uri vor fi cele care vor fi luate drept literă de lege pentru a stabili ce jocuri vom juca și pe cine vom mai coopta aici în studiourile din sufragerie. Ia să vedem. PSG-ul parcă și-a mai revenit, o dava cu și un gol cât am citit comentariile. Bughi, ce faci? Uitată, e faul, băi! Bă! Băi, dar de ce faci, mă, de astea, mă, portarul? Că nu-i fotbal, mă, ce joci. Asta e mai muțăreal. Unde ai văzut un portarul? De ce să las portarul să apere când eu știu fost? Că nu e real. Cum să nu fie real? Nu există. Ai văzut vreun portar la fotbal să facă ce faci tu? E intuiție, da. Doamne, bască. Ca la penalti. Rog și eu pe cineva de acolo să-i conecteze joystick-ul, nu-l mai trolați. Nu există, băi, așa deci, ceva. Ce glume sunt chat-ul, da, 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 mai amuzante decât alea pe care le-am făcut noi. Păi cu FIFA aici, e comunitate mare, mă, la FIFA. Sunt mulți. Henderson. Salah. Frate, de-aia nu vreau să mai comentez același meci. Chiar joacă aceleași echipe și ar câștiga aceeași. Mai înțeapă-mă un pic. Nu ți-aș nici. Ce era să dea Firmino aici. Era, dar n-a dat. O idee bună de adus la un podcast sau la un FIFA Cabral. Nu mă cunosc cu el, dar dacă joacă, spuneți că e jucător, îl chemăm. Noi ne facem datoria și îl invităm. Vlad Drăgulin. Nu știu dacă joacă Vlad FIFA, dar da. A, cum e țăranul ăsta de Van Dijk. Dar, repet, sugestiile astea lăsați-le în secțiunea de comentarii, nu în chatul live, ca să poată să le putem vedea, să poată primi like-uri. Vai, ce-o da, Salah, mai este poartă pe Ataturk? Vai, mă, tip. Ce intercepție frumoasă. Trent. Totuși Sergio Ramos, e Sergio Ramos. Joacă cu monitorul stins, Augustin. Ce până câștigă Augustin, vine apa caldă în București. Trebuie să facem niște meme. Hai, mai intră. Facem niște meme cu Augustin. Ce să mai zic? Ce să mai zic? Trebuie ce Augustin e jucător de l-ați adus?
Jucători de popice subacvatice. Hai, Van Dijk. Hai, mă. Pe Ioan Iliescu. Cred că și-a luat rumat pe Augustin. Mai degrabă se oprește războiul decât să câștigă Augustin. Păi dacă ești pervers și umbli cu de-astea. Restart, băi, repede în cum meci. Da, mai vrei unul? Oh, doamnelor și domnilor, se pare că agonia se prelungește. Se prelungește, se prelungește, se prelungește un pic. În Living Room Stadium. Uf, trebuie să bași eu pe cineva în seara asta. Living Room, ce pompos ți-am zis, în loc de sufragerii. Trebuie să bași eu pe cineva în living seara asta. Living înseamnă open space, nu? Nu, open space înseamnă open space. Și living room în living room. Păi asta e living room sau e sufragerii room? Așa îi zici dezvoltator, e că e living room, dar la dimensiunile astea da. Să rămânem cu picioarele pe pământ. Da. Să nu fim augustinici în descriere. Dar era residence în nume și atunci era living room. Dacă avea președință, se chema sufragerie. Cum era? Ce faci? Eu dacă aș face un complex ăsta imobiliar, cu apartamente, bine, nu-i cazul, frate, hai să nu defăimăm, apartamentele astea sunt mari, pe lângă chichinețe am mai văzut, ele sunt foarte mișto. Ți-a luat BMW în loc să-ți ai apartament, da? Da, aia e, și vrei, țăranul tot țăran. Problema știi care e, Nencione? Că dacă ar fi să fac un de-asta, nu știu, cum fac dezvoltatorii ăștia cu chibrituri, repet, nu-i cazul locului unde ne aflăm aici, în momentul de față, ar fix așa la șumii, frate, la cutia cu chibrituri. Rezident. Cu rezident în coadă. Lăsați-l, vă rog, să câștige, să doarmă la noapte bine. Dar nu, ce? Poți acum o să câștigi el. Încă un milion în aparat, Augustin, întreabă Alex Nicu. Văd puțin în rulet. Ionuț D. Eu zic să lăsăm glumele, că sunt șanse să ne caute. Ce să mai zic? Ce să mai zic? Ți-am zis, trebuie să le halez pe toate acum. Augustin nu mai este părinte, numele fiicei sale, vă rog să lăsați câștigă. Ah, mamă, care m-ai făcut, mamă, 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 mamă. Dacă nu se sparge un controller, e clar treaba. Mamă. Ai, Doamne, trebuie să iau lecții de FIFA, că m-au bătut toți. Dar pe unde vrei să dai, mă, pe mine? Am vrea ăștia apărarea PSG-ului. Da, recunosc. Hai să mai vedem ce mai zic, oameni. Hai, mă, tăticule. Augustin încă mai așteaptă specială. Nu jucam eu de alea, mă. Augustine, frate, nu pune la suflet. Nu o pun, bă, frate, bă. Nu, pun, dar parcă aș pune un pic. Hai cu jackpot-ul. Parcă aș pune un pic. Augustin joacă ca PSG în realitate. Corect. Corect. Augustin inventează rolul negativ și în FIFA. Cum să nu câștigi? Bă, dar sunile atâtați de buni. Da, sunt. Augustin, reprezinți fotbalul. Băi, toată e faul cu țăranul ăsta, cu țăranușul ăsta, cu ciobănașul ăsta, de Van Dijk, de nu trece nimeni de el. Era Matip. Nu era Van Dijk. Da, uite. Asta s-a mai, făcut gluma asta, să-i conectați și controllerul la Augustin la consolă. Da. Iar și veni și pornit așa. Hai, mai pune gaz pe foc. Au dat și ei, am luat și noi. Așa e și Augustin. Da, tu ai făcut prost. Te-ai dat la golul de frate. Dar e bine că a plecat Lucian ca să nu-l vadă pe Augustin așa suferind. Doamne, ferește-mă și păzește-mă. Se aprind numai beculețe verzi. Ce le faci, mâncați-și gura ta?
Ce le faci, bă, tată, bă, ai băgat coduri, bă, tată, bă. Băi, tată, bă, ce le faci, bă, tată, bă. Mai zice cineva o afirmație adevărată, cel mai bun actor. Asta, da. Acum, la ora asta, nu mă mai încălzești. La câtă bătaie am luat. Dar Augustin când joacă? Augustin, cred că ai mai multe șanse la loto. Pe drum spre casă pot spune câteva nume. Mă bate muncitorește. Mă bate muncitorește! Mă guste joacă cu arbitri. Augustin știe să joace, dar nu e bun controllerul. Da, e modelul vechi. Dă-ți cu minți, dacă iese Armando din Augustin, sparge toți jucătorii. Hai, intră la pauză, Nic. De parte nu sunt. Departe nu sunt. Ce le-ai zice acum, vestia? Le spun, nu mai avem altă șansă. Lasă Augustine, că ai noroc în dragoste, zice cineva aici. Să știi. Dacă nu pierdea, câștiga. Ar fi spus Gică Hagi. Mamă. Mamă, e groasă, băieți. Da. Vă leu, cât dă Augustin. Zice cineva, după ce că ți-a adus atâtea vizualizări, acum râdeți ce de faci? El. Augustin, eu te susțin, toți plecăm pe jos. Dacă pierdea filozof, rămânea. Hai că acum se enerva Boogie. Tribling pe loc. Boogie, vezi că dacă una... tu pierzi acum toate glumele astea, nu mi-au niciun fan. Deci dai seama că așa se întâmplă. Ai omorât umorul la atâția români. Sute de români. Îți dai seama că asta se întâmplă. Am încă întrebat 100 de români. Ce glume puteți să ne spuneți despre Augustin Vizirul la FIFA? Ce mai nu mai am atât timp. Aoleu. La golul ăsta a jucat Măciucă din spatele camerei. Mai dezamăgești, bă. Uite, George Tănase, Andrei Ciobanu, băieți ăștia cu stand-up joacă. Stai un pic. Mi-a jos cu mine după. Stai mă, că am auzit niște mâini blocate pe aia, se auzea crâș, și manetă, crâș. Le-ai avut-o blocate la primul meci, dă-i drumul la mici. Păi da, stai mă. Hai că văd că e rău, văd că e obraznic. FIFA, tată, se joacă mai multe meci, nu două meciuri și gata, te-ai văzut bombardier, tu că ai câștigat un meci. Stai puțin să-ți iau pulsul, să văd pe unde ei. Să văd ce faci! Stai așa un pic! Oh! 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 Mamă, norocosul ăsta nici apa nu-l udă. Asta e nou maxim, Augustin. Până acum ați văzut că a avut la băiera închisă, să-mi bani. Da, da. Capul diavolului, ce faci acolo? Ce-i băiatule, bă, ce soartă, bă, tată, bă. N-au cât ia la viteză postul de Hakimi. Mă ia. Acum, Ane, nu te joci. Nu prea te joci. Hai, mă, Firmino. Așa tu ești, faci floricelii, vei, ca la Canto acolo în careul ăla. Ia să vedem, ce mai zice lumea? Faul, bă, tată. Legenda spune că va fi și al treilea meci. A? Revansa după. Nu mai joc, mă duc acasă. Nu mai, gata, mă duc acasă să-mi ajungi. Și așa ați plecat de dimineață. Gata, i-au dat și lui controle. Vedeți că stai, că e cel mai... Hai, bun, rupe-i fâșul. Și că stai cel mai haladit pe aici, cică. Vezi, doamne, dintre toți. Deci l-am bătut pe la, pe cel mai bun. Nu mi-ai răspuns, e rostul lui Augustin sau răzut? Uite, dribbling pe loc, tata. Dribbling pe loc. Îi zice unul, ei nici nu joacă, acum doar mimează ce văd pe video.
Dar pierzi Boogie meciul ăsta, din păcate. Fără. Asta-i. Și fugi cu ea, fugi cu ea, ieși. Dă-i lui Manea, așa, bravo. Ok, hai chemi aici care e. Da, dar cu Manea îl depășești. Niciodată. Crezi? Da. Păi l-ai mai depășit în meciul ăsta. N-aveai moralul mai bun. Nu, trebuie să ai poziția. Da, ești un pedagog excelent, tipule, ce să zic. Eu încerc să-l susțin moral. Văd că tu nu mai ai nevoie, te încurajezi singur. Eu cred că Agustin a jucat la pariuri că pierde. Ce cot a prins? Cu cât a fost făcut acest blat? Da. Băi, oameni buni, având în vedere că am dat la sapă toată seara, am mâncat bătaie. La care, la asta? Da. Am mâncat bătaie, a venit ăsta care vezi, Doamne, cel mai bun. Afară. Dar ce ai făcut meciul trecut? Afară. Ai stat la furat, da? Afară. Te-am lăsat, mă, te plimb. M-ai lăsat? Nu, te las eu pe tine. Nu, te las eu pe tine. Știi el FIFA, auzi? Aoleu. Băi, pisicile. Aoleu. Băi, pisicile. Ți-ai zis că te-am zgâriat? Unde? Mai pișcat. De n-ai văzut. Doamne, nici eu ne vină și tu aici, că sunt toți cinci și să le urăm oamenilor noapte bune. Da, noapte bună, vă mulțumim frumos că a stat alături de noi. Spor la glume cu Augustin în secțiunea de comentarii. Acolo. Acum să vedem ce mai ziceți, că l-am bătut. Nu s-a mai stricat maneta. Dar cu mine ce ai făcut azi? Ce? Băi, tată, bați câmpii, bă, tată, joci flipper, nu joci fotbal, bă, tată, bă, flipper joci. Păi ăla-i fotbal, ce joci tu? Flipper, ce ăsta la fel, bi, două scheme, a stricat, băi, FIFA. A stricat FIFA asta. Nu se mai joacă fotbal acum, faci două, trei scheme din alea, trece mingea prin piciorul adversarului. Ce să mai, hai că m-am enervat, la revedere. Mai bine, că nu știu. Bun, deci... Vă mulțumim mult că ați fost alături de noi. Asta a fost un live ușor experimental, adică e primul pe care noi l-am făcut cu jocuri. Mulțumim partenerului nostru, domnul Nencione, pe bază de tehnică, s-a rezolvat treaba asta și s-a văzut. Meserieși. Ne uităm la noi, parcă ne uităm la ProTV, o să mor dacă nu. Mulțumim lui domnul Măciucă, mulțumim invitaților noștri, frații Viziru și Boogie, Bogdan Medvedi. Nu uitați să-i căutați pe oamenii ăștia doi pe Instagram. Bogdan Medvedi aici și Augustin Viziru. Căutați-i pe toate platformele. Nu uitați să lăsați un like dacă v-a plăcut. Să distribuiți și prietenilor. Și în secțiunea de comentarii să ne lăsați sugestii. Dar neapărat în comentarii, deci nu în chatul live, ce jocuri vreți să jucăm la următoarele ediții de la Joacă. Comentariile cu cele mai multe like-uri vor fi luate în considerare și vom juca jocurile respective. De asemenea, sugestii de oameni pe care vreți să-i mai vedeți aici, invitați alături de noi în vastele noastre studiouri din living room, ca așa am înțeles că se spune, că e dacă e residence. Și ce să vă mai... Vă mulțumim mult și vă iubim. Suntem recunoscători că sunteți alături de noi. Am câștigat. Și Augustin vă iubește. Am câștigat, băi. Seară bună. Așa sunt eu, mă, băiat fiind. Lasă-l, Ce să mai zic, băi? Ce să mai zic, băi? Nu mai zic.